Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este fostul ministru al afacerilor externe și integrării europene, domnul Tudor Ulianovski. Domnule ministru, bună seara și bine ați venit la noi la emisiune și bine ați revenit în Moldova. Bună seara, domnule Gonța, bine v-am regăsit. Mă bucur să fiu aici. Domnul ministru, mulți dintre noi știm cine sunteți dumneavoastră, dar pentru că 4 ani de când nu mai sunteți ministru de externe, n-ați apărut în spațiu public, dați-mi voie să începem misiunea prin a vă prezenta. Deci, ați fost șef la externe, ați fost ambasador în Elveția, reprezentant permanent al Moldovei la ONU, ați fost viceministru de externe, ați fost primul diplomat al Moldovei care a deschis o ambasadă a Moldovei în Qatar. Deci aveți 15 ani de diplomație. Ați muncit în mai multe misiuni diplomatice, America, Qatar, Elveția, Organizația Mondială a Comerțului, ONU. În 2020 ați fost candidatul țării noastre la șefia Organizației Mondiale a Comerțului cu sediul la Geneva. Așa, actualmente sunteți stabilit în Canada, unde sunteți prim vicepreședintele cele mai mari companii în domeniul energiei regenerabile și totodată ați fost ales membru în bordul de directori ai Asociației Americane de Business pentru Europa de Est. Cu așa CV și dumneavoastră sunteți partea diasporei, domnule Ulianovski. În primul rând, mersi mult pentru așa o prezentare destul de exhaustivă, domnule Gonța, și apreciez aceste mențiuni. Într-adevăr, în tot ce am făcut în plan profesional în viața mea, m-am dedicat integral atât lucrului în cadrul statului, diplomației, și mă bucur să constat că în urmă am lăsat mai multe realizări pe care le consider realizări nu doar personale, dar și profesionale, inclusiv în beneficiul Republicii Moldova, atât în funcția de ministru, cât și în funcția de ambasador. Actualmente, într-adevăr, sunt implicat în business internațional, cu sediul la Toronto. Sunt a doua persoană, prim vicepreședinte a companiei Grasshopper Energy. Noi suntem cea mai mare companie canadiană de energie solare și de baterii de stocare a energiei, cu reprezentanțe filiale în Statele Unite ale Americii, în 2 orașe, în America Latină, în Asia, în Japonia avem active solare și depun efort de ceva timp să deschidem oficiul și la București pentru a acoperi zona Europei Centrale și de Est. Cu privire la întrebarea dumneavoastră ce caut în diasporă, eu vreau să vă zic că am mai fost membru indirect al diasporei când am fost pe timpul studențimei. Am participat la programul de schimb moldo-american și am petrecut un an și ceva într-un stat din SUA și am comunicat intens de pe atunci cu mai mulți membri ai diasporei din partea nord-americană. La moment sunt bazat în Toronto, dar călătoresc foarte mult în plan internațional, fiindcă negociem atât cu partenerii local stakeholders de stat, companiile care sunt în aceste state, dar și cu guvernele, dar mai de curând discutăm și negociem cu băncile internaționale și cu fondurile de investiții, inclusiv cu cel mai mare fond de investiții și de asset management, fond de administrare a activelor majore, BlackRock, BlackRock Energy și BlackRock per ansamblu. În Canada avem o relație foarte strânsă cu moldovenii de acolo și mă bucur să constat că sunt oameni cu multe capacități, care muncesc peste hotar și care au expertiză și o experiență extrem de pozitivă care noi putem să o aplicăm aici. Domnul ministru, scuzați-mi impertinența, dumneavoastră sunteți în vizită în Republica Moldova sau ați revenit în Republica Moldova? Deocamdată sunt aici în vizită. Într-o vizită, de fapt, de lucru din partea companiei, am fost la București, după aia sunt aici, inclusiv pentru a examina oportunități de investiții în sectorul energetic, da, în particular. Inclusiv cu acest prilej am bucuria să-mi revăd prietenii și cunoștințele, dar și foștii colegi. Și în același timp consider că, de fapt, eu pot contribui la dezvoltarea acestei țări și, cum ați spus și dumneavoastră, palmaresul sau background-ul meu profesional și în domeniul afacerilor, cred că aș dori să-l împărtășesc cu mai multă lume. Domnul ministru, dumneavoastră ați încheiat activitatea de ministru de externe în vara lui 2019.
Dumneavoastră ați devenit ministru din funcția de ambasador? Da, eram ambasador la Geneva, reprezentând țara pe linie bilaterală în Elveția și Liechtenstein, și pe linie multilaterală eram ambasador Republicii Moldova la ONU și la OMC. Până atunci, fiind în funcția de viceministru de externe, deci am plecat din sistem. Iar din Geneva am revenit în funcția de ministru în ianuarie 2018. Legislația națională spune că dumneavoastră ați fi avut sau aveați dreptul să reveniți în Elveția dacă ați fi binevoit atunci când ați încheiat mandatul de ministru în 2019 sau nu? Nu. Conform procedurilor și legii cu privire la serviciul diplomatic, deci eu aveam tot dreptul să revin în sistemul diplomatic, dar nu în funcția de ambasador la Geneva, fiindcă este o funcție eminamente politică, dar reveneam în sistem și puteam, de fapt, cu acel prilej să fiu eventual numit ambasador ori la Geneva, ori într-o altă funcție de ambasador, într-un alt stat. Însă atunci am avut acest prilej, dar am considerat că ar fi cazul să am și o experiență internațională în domeniul afacerilor, fiindcă e una când lucrezi la stat, lucrezi într-un sistem și vezi lucrurile într-un mod anumit, dar în același timp am dorit să am o experiență internațională, plus după ce mi-am finisat mandatul de ministru am avut cel puțin 3-4 oferte, dacă se deschidem parantezele, atât din Qatar, din China, din Olanda și din Canada. Și cei mai buni ofertanți au fost cei din Canada, plus eu sunt mare susținător al energiei verzi și al promovării decarbonizării economiei mondiale și am considerat oportun să merg această cale. În același timp vreau să subliniez că am decis să fac acest pas într-o parte, în comparație cu alți foști miniștri, care de fapt imediat după ce au finisat mandatul de ministru, au preferat să fie numiți sau au fost promovați de anumite forțe politice în funcție de ambasador și dânsii în continuare au decis să rămână în sistem și actualmente reprezintă Republica Moldova peste hotare. Cum ar fi domnul Aureliu Ciocoi, fost ministru și acum este ambasador în Germania, prin decretul doamnei Maia Sandu, cum este domnul Oleg Țulea, numit în perioada coaliției cu socialiștii și a democraților și acum a plecat în Ungaria. Da, așa este. Domnul Aureliu Ciocoi, dacă nu greșesc, din funcția de consilier al domnului Dodon, a fost numit în funcția de ambasador și domnul ministru Oleg Țulea, care a fost, de fapt, ambasador la Budapesta, a revenit pe o perioadă scurtă în funcția de ministru și după aia a plecat din nou în funcția destul de confortabilă de ambasador la Budapesta. O funcție stabilă. Și de ce n-ați mers și dumneavoastră pe așa o funcție stabilă și confortabilă? Eu, în primul rând, consider că, după funcția de ministru de externe, nu că ar fi rușinos sau mai jos, da? Se mai întâmplă în multe state, că după funcții politice, se continui funcții executive de reprezentare a țării, dar am considerat oportun să le ofer oportunitatea și dreptul a guvernării actuale să se manifeste și să obțină rezultate și să depună efort pentru a-și demonstra aptitudinile și profesionalismul în exercitarea actualului mandat. Vorbim despre actuala guvernare, dar un pic mai la vale. Vreau să vă întreb ceva despre ambasadorii noștri. Nu dăm nume, nu spunem nicio aluzie clară contra cuiva, actualii sau foștii sau viitorii. Dar, de fapt, în mare parte, cu ce se ocupă ambasadorii moldoveni, în afară de faptul 1. Participă la recepții, 2. Înainte de a participa la recepții, pun pe Facebook poză cum au dat scrisoare de acreditare președintelui și le se pare că asta e realizarea vieții. Și 3. Uneori, când se întâmplă, Doamne ferește, tragedii cu implicarea moldovenilor, sunt obligați să răspundă presei de la Chișinău că noi luăm măsuri și suntem în contact permanent cu autoritățile țării X sau țării Y. Se mai ocupă și cu altceva? Vedeți, tonul în care dumneavoastră puneți întrebarea respectivă, de fapt, reflectă o imagine mai puțin pozitivă, din păcate, a reprezentanților noștri de peste hotare și, în special, a ambasadorilor. Eu consider că, în rândul actualelor ambasadori, sunt și oameni buni, cu experiență de zeci de ani, dar, în același timp, nu pot să nu zic că sunt și reprezentanți sau ambasadori numiți pe criterii politice, poate chiar și personale, da?
despre care pot să vă spun, nu am nicio problemă despre acest lucru să vă-l comunic, fiindcă cunosc sistemul foarte bine, cunosc fiecare om din sistem, fiindcă am lucrat cot la cot. Am început să lucrez din funcția cea mai mică de atașat și am trecut fiecare parcurs diplomatic și nu am sărit nicio treaptă diplomatică. De aceea pot să-mi permit și cunosc lucrul. Una la mână. Doi la mână este faptul că efectul sau impactul activității unui ambasador nu se rezumă la postările pe Facebook, una, nu se rezumă la declararea de premieră diplomatică, în lipsa unei memorii instituționale, totul pare fi o premieră diplomatică, trei la mână, nu se rezumă doar la faptul că am prezentat scrisorile de acreditare, deci am avut un contact cu un factor de decizie, președinte, prim-ministru, ministru, de ramură din țara respectivă de acreditare, dar cum tu, ca ambasador, valorifici acel potențial, acel contact în beneficiul țării tale. Când am fost eu ministru de externe a Republicii Moldova, dacă nu greșesc, am fost unicul ministru de externe care a organizat un sistem de evaluare obiectiv, transparent, dur, a activității tuturor ambasadelor și consulatelor Republicii Moldova de peste hotar. În particular, evaluarea ambasadorilor. La ce dumneavoastră vă referiți? De ce? Fiindcă centrala sau Ministerul de Externe, de fapt, este responsabilă în dirijarea activității ambasadelor și ambasadorilor. Să le expedieze instrucțiuni, să solicite planuri de acțiuni post-vizite ale oficialilor înalți, să le solicite niște activități, nu doar atunci când sunt crize, din păcate, da? Sau când sunt implicate situații cu element tragic, cum a fost recent fâșia Gaza, despre care putem separat avea o discuție, fiindcă cunosc mai multe elemente din acest subiect. Adițional, ca să revin la evaluarea pe care am făcut-o eu în funcția de ministru, fiindcă știu cum se lucrează, doi, știu cum trebuie să se lucreze. După ce am făcut această evaluare obiectivă, cu mai multe criterii, nu eu personal am făcut-o, dar toată conducerea, toți șefii departamentelor din centrala Ministerului de Externe, inclusiv secretarii de stat și secretarul general, incognito, anonim, au evaluat fiecare ambasador în parte. După care, și credeți-mă, nu a fost o imagine pozitivă. La capitolul evaluării și interacțiunii între misiuni și centrală. Unii au avut foarte bune note, alții nu au avut note bune. După această evaluare, eu doar am făcut cunoștință cu această evaluare și am contactat cu acei ambasadori care au avut note mici, încurajându-i să depună mai mult efort, în caz contrar vor fi aplicate sancțiuni. În baza legislației Republicii Moldova, avertismente, mustări și așa mai departe. Pe atunci, mai mulți ambasadori, fiind în sistem de 20-30 de ani, și văzând un tânăr ministru, de fapt, care cunoaște foarte bine sistemul, dar fiind tânăr, au crezut că e ok. Acest lucru nu va trece. Și o lună la rând, dacă vă zic sincer, mulți n-au făcut absolut nimic. Respectiv, eu sunt fan al organizării lucrului. Sunt maestru de sport în șah și îmi place să planific mai multe activități și să evaluez lucrul operativ în baza unor criterii rapide și evaluarea în termen a activității. Respectiv, după această acțiune, adică inacțiunea mai multor ambasador, am dispus să fie aplicate sancțiuni ambasadorilor în premieră, în formă de avertisment sau mustrare. Da? Și de atunci, evident, foarte mulți din ei s-au mirat, s-au indignat și s-au apucat de lucru. Iar după aceea, o altă evaluare realizată, la scurt timp după aceasta, a demonstrat că se poate de lucrat. Și iarăși, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, eu consider că sunt mulți ambasadori din sistem, profesioniști. La moment apare întrebarea cum Ministerul de Externe, dacă Ministerul de Externe, în forma actuală și sub conducerea actuală, este capabil să dirigeze lucrul tuturor ambasadorilor, nu doar în spațiul european, fiindcă diplomația nu se rezumă doar la spațiul european, geografic vorbind, dar și pe linie multilaterală. Eu consider că sunt mai multe carențe la capitolul managementului și consider că ar fi foarte bine
ca conducerea actuală să fie mai atentă, să acordă mai mare atenție procesului de numire a ambasadorilor. Mă refer în particular la situații în care avem țări actualmente, în care de mult timp, de circa, dacă nu greșesc eu, 2 ani, nu au fost numit ambasador în funcție. Exemplu, unul doar din ele este Emiratele Arabe Unite. În Qatar, acum avem ambasador din sistem, dar după o pauză de 2 ani și după o declarație internă a ministrului Popescu, precum că de ce e nevoie de o ambasadă în Qatar. Cred că cazul recent în care au fost implicați colegii de la externe și de la alte instituții Republicii Moldova, Fâșia Gaza, evacuarea din Fâșia Gaza, a demonstrat foarte clar, sau încă o dată, că reprezentarea Republicii Moldova în Qatar a fost, este și trebuie să fie prezentă la nivel înalt. La Londra, după o pauză de 2 ani și ceva, recent a fost numit un ambasador în funcție, din sistem, domnul Ruslan Bolbocean, pe care îl respect și care consider că este un profesionist și sunt sigur că ne reprezintă țara foarte bine. Un loc sau o țară, de fapt, unde eu am fost cel ministru de externe în care am vizitat în premieră la nivel de ministru de externe și am decis, de fapt, deschiderea unei ambasade, este India, Republica India. Și consider până în prezent, chiar dacă atunci au fost multe voci din rândul opoziției, din rândul funcționarilor, de ce avem nevoie de reprezentanță în India, ori la ziua de astăzi, India este cea mai populată țară din lume, cel mai mare consumator de produse agricole din lume, ori în contextul problemelor actuale care sunt Republica Moldova la capitolul exportului produselor agricole din Republica Moldova peste hotarele țării, India ar acoperi întregul potențial de export agricol din Republica Moldova. Ori eu am fost implicat direct în 2018 în cadrul vizitei mele la New Delhi și în prevederilor avute am obținut acel certificat de calitate pentru merele moldovenești ca prim pas, după care au urmat și primele containere, test de probă pentru verificarea calității, procedurilor de evaluare și așa mai departe. Deci, s-a demonstrat că a fost o idee bună. Inițiativa mea de a deschide această ambasadă la New Delhi. Chiar dacă actualul ministru a declarat că în premieră am deschis ambasada la New Delhi, a fost numit în funcție o persoană, în opinia mea, care nu corespunde criteriile unui ambasador, cu circa 5 sau 6 ani de experiență diplomatică, cumul, cu pauze între ele, cu 2 evaluări negative ale doi foști ambasadori cu renume din Republica Moldova și care deja creează niște efecte, nu vreau să zic negative, dar cu tentă negativă în India și care afectează reputația Republicii Moldova și imaginea Republicii Moldova în această țară, de fapt, cu această țară, atât SUA, China, Uniunea Europeană dorește și negociază intens acorduri comerciale, de liber schimb, militare și de multe alte domenii. Ca să concluzionez, consider că deocamdată sau la moment nu este o abordare sistemică sau holistică, da, cum se zice în plan mondial, de numire a unor ambasadori de calitate. Iar în India avem un ambasador, de fapt, numit nu știu pe ce criteriu, dar asta e ca și cum aș fi când eu aș fi fost ministru și aș fi numit-o pe soția mea ambasador la New Delhi. Și în acest context vin cu rugămintea, de fapt, publică, ca, în primul rând, să avem niște criterii obiective, profesionale, în procesul de numire a ambasadorilor și la capitolul evaluarea lucrului lor. Și să nu avem frică, ba din potrivă, să fim capabili să evaluăm, să-i dirijăm activitatea și să solicităm efect, rezultat. Eu prima dată aud un diplomat să vorbească atât de atent și diplomat, dar dacă se traduce în limbaj moldovenesc, aici atâtea înjurători au sunat în câteva minute. Dar... Știți, diplomatul, după cum a spus Winston Churchill, este persoana care îți spune să te duci așa, undeva,
și tu, and you are looking forward for the journey. Și tu dorești să mergi în direcția aia. Iar registrul meu vrea publicitate, domnule ministru. Luăm vă rog câteva clipe, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul ministru, eu voiam ceva mai jos să vorbesc despre fâșia Gaza, dar dumneavoastră de două ori ați vorbit despre ea. Eu am văzut ieșiri la presa ale celor de sus. Aplaudau, zâmbeau, erau fericiți că iată, am evacuat atâția moldoveni din fâșia Gaza, ce bravi suntem, votați în turul 2 cu noi. Care este aportul Ministerului de Externe? Sau să noi, de fapt, trebuie să mulțumim Bucureștiului pentru că i-au adus pe ai noștri, sau pe câțiva din ei i-au adus acasă? În primul rând, la acest subiect, într-adevăr, vreau să menționez că este un eveniment tragic, de fapt, în istoria omenirii, acum ce se întâmplă în fâșia Gaza, situația cu Israelul. Cunosc foarte bine ce a fost, cunosc bine situația, țin legătură cu foștii colegi din Israel, dar și cu cei din București, din Qatar, de fapt, care au contribuit enorm de mult pentru revenirea a moldovenilor în Republica Moldova, celor blocați în fâșia Gaza și a celor care au solicitat, de fapt, să fie evacuați. Cunosc și apreciez munca și, de fapt, curajul colegilor din diferite structuri ale Republicii Moldova care au fost implicați în acest proces destul de complex de evacuare. Cunosc și persoana care, de fapt, și-a riscat viața, care a fost destul de curajoasă, fiind detașată în Egipt pentru, și care a fost, dacă nu greșesc, aproximativ 4 săptămâni sau plus minus de zile în Egipt. E vorba de Nicolae Cojucar, de fapt, colaboratorul Ministerului de Externe, și consider că dânsul este adevăratul erou care a contribuit la readucerea sau revenirea acelor persoane din Republica Moldova în țară. Atunci eu îmi cer scuze că eu am formulat astfel întrebarea că ai noștri nu au muncit deloc. Eu îmi cer scuze. Dumneavoastră când vă referiți la ai noștri, vă referiți la sistemul politic sau la cei care au depus efort? Sistemul politic, bineînțeles. Sistemul diplomatic, dar la nivel de persoane, au fost implicate destul de activ. Ceea ce mă miră, de fapt, este că guvernul nu a avut această capacitate de a o închirie, de a arenda un charter, da? Care se aducă moldovenii acasă în Republica Moldova, fără implicare sau fără solicitări de susținere către alte state. Nu zic că nu este bine că am avut susținerea României, care de fapt ne-a și ajutat, Ucrainei de fapt, da, guvernul Ucrainei, care a avut aceste resurse financiare, aceste capacități administrative, ori noi care avem destul de multe rute charter, dacă nu greșesc eu. Nu am fost niciodată pe această rută charter, dar știu că operează curse aeriene destul de frecvent. Cred că ar fi putut să găsim acele resurse financiare din rezerva bugetară, care e destul de activ, la moment utilizată pentru multe scopuri, pentru a aduce noi acasă proprii cetățeni. Și, de fapt, consider că este o realizare, într-adevăr, individuală și am spus domnului Nicolae Cojuhar, consider că secretarul general al Ministerului de Externe a fost direct implicat și consider că este un profesionist, domnul Mihai Mâțu. Eu, de fapt, fiind acel ministru de externe care am instituit acea medalie diplomatică, dacă eram ministru, în ziua de astăzi i-aș fi conferit acestor două persoane și poate altor persoane care au fost direct implicate în acest proces de evacuare a moldovenilor din fâșia Gaza, medalie diplomatică, o apreciere, sau cel puțin să le spun numele. Ori ministrul Popescu, de fapt, nu știu cât de mult a fost personal implicat în acest proces, doar știu că a avut o conferință de presă în cadrul căruia a anunțat despre acest succes al diplomației Republicii Moldova. Cu părere de rău, tragedia asta care se întâmplă în Orient a divizat iarăși lumea. Ai noștri, puterea de la Chișinău susține partea israeliteană, dar vreau să ne traduceți o chestie care a avut loc, nimeni n-a putut să o explice, dumneavoastră, care nu sunteți din sistem, cred că aveți suficient curaj să ne spuneți. La ONU s-a adoptat o rezoluție și ai noștri s-au abținut să voteze. Deși la Chișinău
acuzau teroriștii din fâșia Gaza și condamnau atacul acestora împotriva statului Israel. Dar la ONU acea rezoluție, ai noștri ca de obicei încercat să o facă pe neutri și nu s-au implicat. A fost o decizie corectă, înțeleaptă sau ca de obicei, cum ne place nouă, am jucat la două capete? Bine, în primul rând trebuie să menționăm că poziția Republicii Moldova, desigur că susține statul Israel, dar în același timp, din câte știu eu, noi susținem, sau în continuare cred că susținem, nu am auzit public această poziție, susținem ideea two-state solution, a soluției de două state, Palestina, Israel, da? Una la mână. Doi la mână, contextul acestei rezoluții la ONU a fost evident unul politic, Washington a fost implicat în mod direct în a face lobby multor state să voteze sau cel puțin să se abțină. Ori abținerea tot este o formă de opoziție, de poziție, pe un subiect sau alt subiect. Știu că mulți reprezentanți ai Israelului au fost în Republica Moldova, au avut comunicări. Eu personal am avut comunicări inclusiv și cu funcționarii din cadrul Ministerul de Externe a Israelului, dar și reprezentanții American Jewish Committee, da, deci Comitetul American-Evreiesc și Comitetul Evreilor din fostul spațiu sovietic, la fel, ei sunt foarte influenți. Evident că susținem poziția Israelului în dreptul său de autoapărare. În același timp, tot mai frecvent se aud voci pentru a accepta sau a agrea nu doar pauze, dar chiar și un armistițiu umanitar. Ori secretarul general al ONU este foarte vocal ultima perioadă pentru acest lucru, pentru care de fapt a fost și criticat de către reprezentanții Israelului, dar auzim tot mai multe voci, inclusiv chiar astăzi, dacă nu greșesc, primul ministru al Canadei, de fapt, la fel a exprimat îngrijorarea cu privire la pierderea foarte, foarte multe vieți omenești din această fâșie, din această zonă, de fapt, da? Ori, eu consider că Republica Moldova, evident, nu se poate implica, da? Dar o poziție mai clară, mai curajoasă, ar fi fost bine de o avut și de o explicat, de fapt. Ori, atunci când noi ne abținem, tot este o poziție, dar trebuie să o argumentezi această abținere. De ce ai făcut-o? Eu cunosc că prin canale diplomatice se comunică argumentele pro, contra, sunt anumite influențe, dar asta și este politica externă atunci când trebuie să ai o poziție și să poți să ieși în fața camerelor și să o explici de ce ai făcut acest lucru. Una. Doi. Consideră că abordarea actuală a Ministerului de Externe, a conducerii Ministerului de Externe cu privire la voturile, de fapt, pe linia ONU la New York, unei adunare generală, ori pe linia Consiliul Drepturilor Omului la Geneva, care este, la fel, o parte componentă a ONU, de multe ori ridică multe semne de întrebare și, din păcate, vorbeam de șah, că sunt maestru sport în șah, din păcate nu se calculează mai mult de un pas, ca atunci când votez. Ori, mai recent, avem exemplul Chinei, de fapt, când la Geneva a avut loc o votare și Republica Moldova a votat împotriva Chinei, aliniindu-se la poziția Uniunii Europene la solicitarea unui stat din Uniunea Europeană. Cu două zile până la sosirea sau vizita planificată a Ministrului Culturii din China în Republica Moldova, care evident a fost anulată și după care ambasadorul Chinei la Chișinău a avut mai multe întrebări și solicitări de fapt cu privire la cel puțin abținere la acest vot. Ori ne punem întrebarea, politica externă a Republicii Moldova este una multilaterală, bilaterală, sau este doar rezumată la integrarea europeană, ceea ce eu consider că trebuie să fie focus pe acest subiect, dar nu în detrimentul relațiilor diplomatice cu, dacă nu spun, prima sau a doua putere a lumii, China, SUA. Fiindcă, cu siguranță, impactul unor astfel de decizii, în opinia mea, cabotine,
sau eratice, se va vedea în termen. Atunci când va avea nevoie de ajutor, de asistență, din partea Chinei, care permanent, apropo, au fost oferite ajutoare a Republicii Moldova, noi le-am acceptat. Iar acest lucru, de fapt, reflectă, nu știu, ori o miopie, ori lipsa de o viziune strategică și în contextul întrevederii de ieri, de fapt, dacă nu greșesc, ieri în California a avut loc acel summit APEC, unde a avut loc întâlnirea istorică între președintele Biden și președintele Chinei, ambii fiind vicepreședinți anterior, care se cunosc foarte bine și, de fapt, a fost inițiativa Washingtonului de a iniția această întrevedere cu scopul de a detensiona situația la zi. Fiindcă în plan mondial avem nu doar o criză energetică, politică, avem și o criză de, cu impact militar geopolitic. Și primul acord sau prima înțelegere între președintele Biden și președintele Chinei, țară în care am fost de multe ori și cunosc cum se negociază cu ei, la fel și cu Washingtonul, a fost, primul acord a fost în domeniul militar, de fapt, da? Adică deescaladarea riscului de conflict militar. Și pe parcurs au fost abordate și alte subiecte, deja de ordine economic, transport aerian, AI și multe alte subiecte. Dar ca să revin la politica externă a Republicii Moldova, consider că trebuie să fim mai atenți atunci când noi dialogăm, când noi interacționăm cu state mari, cu o pondere majoră și care pot fi o piață de desfacere, un partener economic și că pot beneficia economia, de fapt, care este într-o situație dezastruoasă, și asta o spun acum ca reprezentant al mediului de afaceri nord-american și care am fost membru al delegației de investitori americani în Republica Moldova și am încercat să depun efort și voi continua acel efort de a reconstrui Republica Moldova în plan economic. Dar asta este alt subiect. Dacă n-a avut cazul ăsta votarea noastră contra Chinei? În ultimele două luni. Domnul ministru, dar cum vedeți dumneavoastră poziția noastră oficială sau a Ministerului de Externe, a conducerii țării, în raport cu războiul Rusiei contra Ucrainei? Și aici, dacă o să doriți și aveți, nu știu, nu aveți vreo temere. Noi, de exemplu, am văzut o ieșire a domnului ambasadorul delegației europene la Chișinău, care zilele trecute a spus că așteaptă de la autoritățile de la Chișinău mai multe sancțiuni împotriva Rusiei. Și tot aici, eu nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți, dar jurnaliștii, în general, pe anumiți ambasadori din Moldova, sau pe unul pe ambasador, sau pe al doilea, îi numesc președinții ai Republicii Moldova, pe culoare. Cât adevăr conțin aceste titulaturi pe care le dă presa și uneori chiar și anumiți politicieni din opoziție, dar o fac mai mult în afara camerelor de luat vederi, mai rar cu atâta curaj în emisii direct. Deci pe rând, începem de la război sau cum vreți dumneavoastră. Ați abordat mai multe subiecte, dar e un complex care de fapt îl putem coagula într-un răspuns, într-o abordare, de fapt. În primul rând, situația în Ucraina. Este evident că Republica Moldova trebuie să susțină poziția Ucrainei. Este un război injust, este o invazie pe teritoriul suveran al Ucrainei. Țara vecină Republicii Moldova, stat membru ONU, și eu consider că poziția a fost sau trebuie să fie de o condamnare clară a acestei invazii și susținerea poziției Ucrainei, chiar dacă războiul deja se află într-o fază destul de lungă și îndelungată. Din păcate, sunt foarte multe pierderi de vieți omenești, sunt foarte multe distrugeri în Ucraina și contextul global, geopolitic global, sau timpul, este în defavoarea Ucrainei și trebuie să continui eforturile
de susținere militară financiară a Ucrainei să facă față și eventual să învingă în acest război. Una la mână. Doi la mână. Eu consider că nu este corect să-ți faci imagine, inclusiv imagine politică, pe seama pierderii vieților românești. Ori, de fapt, noi am și depus cererea de aderare în Uniunea Europeană în contextul geopolitic favorabil pentru acest lucru. Și acest fapt a fost, dacă nu greșesc, subliniat și evidențiat de către Ursula von der Leyen într-o declarație. Și una la mână. Doi la mână. Cu privire la influențele externe în Republica Moldova și influențele asupra luării deciziilor. Cu cât mai puțini profesioniști cu experiență în domeniul diplomatic, în domeniul interacțiunii diplomatice în plan mondial, cu atât mai mare este și influența. Acest lucru nu este doar valabil pentru noi. Pentru Republica Moldova avem mai multe cazuri în regiune și nu doar. Dacă ne uităm în plan global, eu sunt amatorul analizei geopolitice globale, regionale și putem discuta foarte mult pe acest subiect la capitolul influenței externe în procesul de luare a deciziilor. Una la mână. Doi la mână. Avem situația în care, într-adevăr, pe parcursul dezvoltării Republicii Moldova ca stat, reprezentanții țărilor străine Republica Moldova aveau o influență destul de puternică la capitolul luării deciziilor. Evident că, din punct de vedere politic, nu poți să nu te consulți cu acești reprezentanți, ori fiecare stat își are interesele sale care trebuie să le promoveze într-o zonă anumită. Pentru Republica Moldova, eu cred că momentul în dezvoltarea sa a venit pentru depunerea cererii de aderare. Eu consider că bine s-a făcut că s-a depus această cerere, chiar dacă nu a fost meritul clasei politice, nu zic elite politice, dar zic clasei politice între Republica Moldova, contextul geopolitic, războiul în Ucraina, acest lucru l-a facilitat. Inclusiv și a fost push, să zicem noi așa, din partea anumitor capitale occidentale. Iar în businessul internațional, în corporațiile internaționale, când analizăm o oportunitate și când analizăm oamenii, de fapt, pe care noi îi angajăm, în diferite funcții de conducere, analizăm nu doar din perspectiva la cum încep ceva sau fiecare poate începe un proces, dar dacă ești capabil să-l duci până la bun sfârșit și dacă ai această capacitate de a îndeplini aceste angajamente, de fapt. Ori, dacă nu o ai, apar mai multe întrebări. Cu privire la influențele străine de Republica, în Republica Moldova, eu consider că, și ceea ce eu știu la moment, într-adevăr, avem influențe nu doar din vest, în continuare avem influențe din est, care, și din păcate, tot auzim mai multe voci care reflectă o informație, precum că ar fi mai mulți agenți de influență a Federației Ruse în diferite structuri de stat a Republicii Moldova, care continuă să muncească în defavoarea intereselor Republicii Moldova. Și aici știu că organele de forță lucrează destul de intens pe acest subiect. Ori, dacă să vă dau un exemplu concret, atunci când eram ministru de externe a Republicii Moldova și în luna iunie 2018 am promovat acea rezoluție la adunarea generală a ONU cu privire la retragerea grupului operativ a trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova și modificarea pacificatorilor ruși într-o misiune internațională civilă, a fost un proces foarte complex, cu multe, multe, multe obstacole și, credeți-mă, multe obstacole au venit inclusiv și de pe intern, nu doar de pe extern. Atunci, ambasadorii Republicii Moldova au muncit foarte mult, fiindcă noi am reușit să obținem victorie împotriva Federației Ruse și, de fapt, a fost prima dată la ONU când acest lucru a fost posibil. Mulți ziceau că, după victoria și după adoptarea adunării generale acestei rezoluții, mulți au zis că parcă am învins Brazilia la fotbal în finala la World Cup. Da? Atunci, din păcate,
s-au developat foarte, foarte mulți agenți de influență din partea Federației Ruse care încercau să depună efort ca eu să nu duc până la bun sfârșit această inițiativă, cum o numeau ei, personală. Și apare altă întrebare, domnule Gonță, după ce a fost posibilă și după ce am câștigat la ONU, niciun ministru de externe și nici președintele actual, apropo, chiar în declarațiile publice cu privire la prezența ilegală a trupelor rusești în Transnistria, în Republica Moldova, nici la ONU, în discursul la ONU, niciodată nu a făcut referire la acea rezoluție. Unica rezoluție la ONU. De ce? Cum se explică asta? Cred că este o întrebare retorică. Care pot să spun eu, dacă vreți. Pentru că n-a fost făcut pe timpul actualei guvernări. Probabil, poate fi și acest lucru. E dificil să... Știți, eu sunt adeptul multor citate. E un adevărat semn al maturității politice este să recunoști meritele altora and to build on them și să continui pe seama lor asumându-ți direcția care este corectă, dacă tu o consideri că este corectă, și să-ți adaugi efortul tău complementar ceea ce a fost anterior realizat. Ori, din păcate, Republica Moldova, și aici vă zic ca o persoană care la moment fiind la Toronto, foarte des sunt la Washington, continui discuțiile și sunt membru, apropo, al grupului de lucru care conlucrează cu mai multe instituții americane în procesul de reconstruire a Ucrainei. Eu reprezentând sectorul energetic regenerabil, noi discutăm foarte mult, inclusiv și cu conducerea State Department, Comerțului și altor instituții, unde abordăm și subiectele acestea. Și pot să vă spun, și cunosc foarte bine, apropo, politicul din Statele Unite, deoarece eu am fost acel diplomat în 2009, dacă nu greșesc, care, de fapt, am organizat vizita și întrevederea domnului prim-ministru Vlad Filat cu Joe Biden, atunci când dumnealui era în funcție de vicepreședinte al SUA. Eu fiind responsabil de Casa Albă la Washington, domnul Filat cu delegația zburând, deja aflându-se în zbor spre Washington, New York și Carolina de Nord, nu era confirmat întrevederea, nici nu era planificată întrevederea. Ori eu, 36 de ore, fiind modest, dar vă zic cum a fost. În 36 de ore, prin rugăminți, prin solicitări de susținere a parcursului pro-occidental Republicii Moldova, orice argumente diplomatice le-am folosit și acea întrevedere a avut loc între Joe Biden ca vicepreședinte și domnul Vlad Filat, prim-ministru. După care a avut loc și vizita de răspuns a domnului Biden la Chișinău. Dar să revin la întrebarea dumneavoastră în contextul politic și ce se schimbă atunci când se schimbă clasa politică după procese electorale. Ori în democrațiile dezvoltate, nu sunt rupturi. Da? Deci, 4 ani de mandat politic, un partid, chiar dacă este un partid de opoziție, venind la putere, nu taie sau nu arde podurile și nu zice că tot ce a fost până acum a fost rău, noi vom face altfel. Sunt declarații, eu le înțeleg politic foarte bine, cunosc foarte bine cum se face politică în multe state, dar ei, după fiecare alegere, parlamentar, la putere vin opoziția, care continuă, de fapt, unele inițiative, criticând altele. Ori tu nu poți să spui, de fapt, că totul a fost rău. Că acest lucru, una la mână, este un mesaj destul de straniu pentru mii de oameni care lucrează în sistemul birocratic, în sensul bun al cuvântului, la stat, care au muncit pe domenii și care primesc aceleași indicații, de fapt, pe aceleași subiecte, continuați munca. Da? E un pic ironic aici, paradox, dar e adevărat, domnule Gonța, din păcate, și acest lucru generează o problemă în dezvoltarea țării. Ori noi facem un pas înainte, sau 2 pași înainte, un pas înapoi. Eu fac analogie, ca să încheie acest subiect, cu sportul care îl preferă tatăl meu, biatlon. Tu ești pe schiuri, da? Urcușuri, coborâșuri, depui efort,
dar trebuie să te oprești și ai 5 ținte. Dacă nu le nimerești, câte nu nimerești, atâtea cercuri de penalitate le faci. Din păcate, după ce facem aceste cercuri, revenim la punctul inițial. Tare mult aș vrea să nu fie așa. Și tare mult aș vrea să contribui, să nu regresăm, dar să progresăm, recunoscând ce a fost bine. Ori credeți-mă, eu am fost în sistemul diplomatic din 2005. Pe timpul domnului Voronin am fost angajat. Am lucrat în timpul domnului Filat. Am fost într-un guvern cu doamna Maia Sandu. Am fost în toate guvernele, sub diferite funcții. Tehnocrat fiind, dar nefiind aloof. Adică eram conștient de ceea ce se întâmplă politic din punct de vedere. Și nu văd acea continuitate. Ba din potrivă, parcă batem pasul pe loc. Despre asta vorbim mai multe, dar vă rog să luăm câteva clipe de publicitate. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul ministru, revenim la ambasadori. O mică paranteză sau despre o anumită legendă. Dumneavoastră ați făcut parte din acel guvern al domnului Pavel Filip, care în 2019 a plecat așa cum a plecat, pentru că a venit Maia Sandu împreună cu Igor Dodon la putere. Este așa o legendă, că Plahotniuc a plecat de fapt pentru că ambasadorul Hogan, cel al Statelor Unite, a venit la Plahotniuc în birou, a pus o mapă pe masă, Vladimir Plahotniuc s-a speriat și a zis că bine, sau nu s-a speriat, dar a zis că bine, ce dă în puterea noilor guvernanți și a plecat. Există măcar un sâmbur de adevăr în legenda asta de la Chișinău sau nu chiar așa cum vedem noi în filmele cu spioni de pe Netflix? Nu cunosc acest subiect. Am cunoscut și eu această legendă. Nu cunosc ce și cum a avut loc. Ceea ce pot să spun cu privire la regimul sau conducerea din perioada aia, în tot timpul am insistat să fie făcute corect lucrurile în plan extern. Consider că au fost făcute multe erori, în special la faza finală a acelui regim, care le consider, din punctul meu de vedere, erori. Una, prima cea mai mare eroare a fost, de fapt, anularea rezultatelor alegerilor locale din 2018. Da, când domnul Stas a câștigat. Care, în plan extern, a generat o reacție bulversată și care a limitat foarte mult aptitudinea diplomației Republicii Moldova și a mea personal de a dialoga cu partenerii externi, una la mână. Doi la mână, din păcate, profesioniștii, ori multă lume zice că erau oameni destul de bine pregătiți în perioada aia, nu erau ascultați. Ori nu se asculta sfatul profesioniștilor, care i-au dat la o parte, de aia și vă zic că nu cunosc nuanțele, fiindcă nu era acces, da? Nu se dorea, nu era acces. Și erau influenți acei cardinali din umbră, care de fapt manevrau, într-un mod sau altul, deciziile care au avut loc. Și consider că aceste erori, de fapt, și a treia eroare, aceasta am spus-o și conducerii guvernului de atunci, a fost eliminarea sau anularea comunicării cu ambasadorii acreditați la Chișinău, în Republica Moldova. Ori nicio putere, nicio conducere, niciun guvern, prin definiție, nu poate să întrerupă comunicarea cu reprezentanții altor state, care sunt acreditați, de fapt, în propria țară. Acest lucru eu l-am menționat, consider până acum că este corect, din punctul meu de vedere, deci eroare, dar la întrebarea dumneavoastră nu cunosc, fiindcă nu am participat la nicio astfel de discuție și nu cunosc, doar din ceea ce dumneavoastră spuneți, legende sau în presă, acest lucru a fost reflectat. Revenind la războiul Rusiei contra Ucrainei, am o întrebare pe care m-am așteptat mai de mult timp. Oficialii, nimeni nu o să vorbească despre asta în public. Ce din opoziție sunt mai atenți? Domnul ministru, dacă să ieșim din lumea Facebook-ului, ne dăm foarte bine seama că războiul să nu se poate încheia cu fie victoria unei părți sau victoria altei părți. Asta nu e film artistic. Dumneavoastră, puteți să ne spuneți nouă pe față că pentru noi, pentru Republica Moldova, în următoarele decenii, sau sperăm că doar ani, după încheierea războiului,
pe noi nu ne așteaptă nimic bun. Începe reconstruirea Ucrainei, nu să știe câte zone vor rămâne Ucrainei, să dea Domnul să fie și Crimea partea Ucrainei, eu sunt de acord. Dar nu se știe. Ori rușii și-au modificat și Constituția, unde scrie că au noi regiuni deja. Să renunț la propria Constituție, eu... Modesta mea experiență de jurnalist, nu știu cum, parcă tare mă îndoiesc o să fac chestia asta. Poate într-un limbaj super diplomatic. Ce credeți dumneavoastră că o să se întâmple după război? Ca afectare pentru noi, ca efecte pentru Moldova. Evident că impactul în termen mediu, sau imediat și mediu, este unul nefast. Eu îi doresc Ucrainei să, citând un alt clasic, să răsară ca pasărea Phoenix din cenușă. Din păcate, acest lucru nu va fi posibil rapid de făcut. Au plecat foarte multă lume din Ucraina, deci forță de muncă, s-au distrus foarte multe. 3. Eu consider că acțiunile președintelui Zelenski sunt argumentate din punct de vedere patriotic național, deci luptă pentru propria țară, propriul teritoriu. Din păcate, deocamdată nu se văd șansele reale, în opinia mea personală, de realizarea acestor obiective a domnului Zelenski, cu care, de fapt, am avut o interacțiune personală atunci când dumnealui a fost numit în funcția de președinte al Ucrainei, reprezentând Republica Moldova la inaugurarea acestuia, la Kiev. Uh-huh. Am avut o discuție, după aia am avut un prânz cu dumnealui, o discuție destul de exhaustivă pe subiectul Rusiei, securității și multor alte subiecte bilaterale între Republica Moldova și Ucraina. Pentru Republica Moldova, slava Domnului că a fost Ucraina, sau este Ucraina, între noi, fiindcă a fost acel buffer zone și este în continuare buffer zone, noi trebuie să depunem maximul efort pentru a ajuta Ucraina. În același timp, pentru Republica Moldova sau pentru spațiul între Nistru și Prut, mesajele politicienilor și a conducerii politice cu privire la riscurile sau potențialele riscuri iminente asupra securității naționale trebuie să fie foarte bine cântărite. Este un război în țara vecină. În același timp, Republica Moldova este într-un amplu proces de dezvoltare pe cât noi putem la momentul actual. Deși noi știm că avem o criză financiară globală, dar și în Republica Moldova. Noi știm cât de mult suferă businessul mic, mijlociu, mediu în Republica Moldova datorită ratelor bancare, datorită impactului negativ al faptului că tu te afli într-o zonă regională de război. Și atunci când președintele țării face declarații publice cu privire la iminența unui atac militar asupra teritoriului Republicii Moldova, declarații care este imediat preluată de presa internațională, presa internațională, citiți businessul internațional, care poate analiza Republica Moldova pentru investiții, pentru dezvoltare, da? Imediat au pus pe pauză toate procesele sau analizele, studiile de fezabilitate pentru a investi în Republica Moldova. Plus, adițional, un impact indirect este acea panică care se creează în rândul societății și un proces continuu, amplu de depopulare a Republicii Moldova. Deci trebuie să fim super atenți, hiperatenți în declarațiile sau cum menajăm riscurile. Ori, la ziua de astăzi, eu consider că nu există riscuri reale pentru Republica Moldova în mod direct. Eu încerc scuză că vă întrerup. Așa declarații la care faceți dumneavoastră referire, domnule ministru, ele nu au fost făcute la BCI. Ele au fost redactate la computer. Ele au mers dintr-o mapă, dintr-un birou în altul. Ele au fost scoase la zeci de printeruri ca să le vadă, să le verifice. Ele au fost citite de la tribune prezidențiale și guvernamentale pe care stă simbolul Republicii Moldova. Deci astea sunt declarații pregătite. Nu a venit cineva din opoziție să zică dacă nu ne votați pe noi, mâine în satul Belești noi va avea loc război. Astea sunt declarații oficiale. De cine le-a pregătit? Cine le-a pregătit? Consilierii de PR,
de partid sau cine le-a pregătit? Cine sunt acei sfetnici? E o întrebare retorică, nu vă cer răspuns. Dar, indiferent cine le pregătește, cel care le declară își asumă acele declarații. Eu înțeleg abordarea, în opinia mea, unilaterală, și aici o spun că a fost ministrul de externe, care totuși am un pic de experiență de negocieri internaționale, când tu ai nevoie de o sporire a unei asistențe pentru țara ta. Asistențe, nu investiții. Da? Când vezi unilateral, da, noi amplificăm riscurile, facem declarații că este riscul iminent, în paralel mărim volumul de solicitări, dați-ne ajutor cât mai mult pentru a face față provocărilor respective. Să fie clar, eu nu zic că nu sunt provocări, provocările sunt, indubitabil. Okay. Indubitabil este o influență a Federației Ruse în Republica Moldova pe multiple planuri, pe care eu consider că trebuie permanent monitorizată, contracarată și consolidată propria noastră capacitate de a face față și provocări. Și evident că este nevoie de a avea acel sprijin, acea susținere financiară, tehnică, pe diferite domenii. Dar acest lucru se face la nivel operațional. Operațional mă refer interinstituțional. Atunci când tu faci declarații de acest gen, da, tu în fața globală, da, tu te prezinți ca un oponent, de fapt ca o victimă, da, asociindu-te situației cu Ucraina și respectiv, da, ai un pic de vizibilitate. Dar în opinia mea, tu reprezinți, tu ai obligația constituțională de a apăra proprii cetățeni, de a apăra dezvoltarea lor economică, ori sunt foarte multe situații în care, din păcate, acele declarații creează probleme pe intern. O faci de ce? Nu cunoști, o faci intenționat sau o faci doar că vezi o singură latură. Da? Dați-ne ajutoare. În opinia mea, noi trebuie să ne concentrăm nu pe ajutoare, sau inclusiv pe ajutoare, dar nu în mod prioritar pe credite care trebuie să întoarse, cu procente, chiar dacă procentele sunt concesionale, cu rate mici, aprobate de FMI, evident că FMI aprobă orice contract de credit pe care Guvernul Republicii Moldova îl semnează, da? Stabilim plafonul, creditare, dobânda, principal, da? Rate. Eu consider, și acum vorbesc nu că a fost ministru de externe, dar actualmente în conducerea unei corporații internaționale și, apropo, să vă zic, domnule Gonța, la moment sunt și membru al Consiliului de Administrare a unui fond de investiții pe care l-am înregistrat recent cu sediul la Luxemburg, aprobat, de fapt, de ECB, de Banca Centrală Europeană, fond pentru consolidarea infrastructurii energetice pe care compania mea, pe care noi acum am creat-o cu partenerii mei, Mission 2050, fac un pic de reclamă, 2050. De ce 2050? Fiindcă este data limită pentru care ONU a stabilit decarbonizarea, da? Economiei mondiale. Mm-hmm. Și cunosc foarte bine cum trebuie să negociem cu fonduri de investiții. Ori, guvernul, eu consider că are această obligație de a atrage investitori. Problema este, domnul Gonța, domnule Gonța, că investitorii nu își iau cărțile bancare și vine Republica Moldova și plasează banii. Ei se uită la credit rating, da? Deci noi suntem acum, am trecut de la negativ la stable, B3, la nivelul B3. Deci oferă anumite avantaje. Dar guvernul trebuie să elibereze niște garanții de stat. Nu zic obligațiuni, garanții de stat, da? Ori actualmente la Chișinău, când se aude de cuvântul PPP, Public-Private Partnership, ceea ce de fapt oferă garanția unui operator sau unui investor de peste hotare să aibă un plan de 10 ani, de 15 ani, că uite, noi avem un contract cu statul pentru a realiza niște acțiuni. Da? Și eu fac un calcul de afaceri și am un ROI, Return of Investment. Același lucru noi l-am negociat cu domnul Larry Fink, CEO-ul și șeful BlackRock-ului, care de fapt acum este într-un proces de tranzacționare a niște active a companiei noastre prime, Grasshopper Energy. Și care i-am zis, uite, hai Republica Moldova să ne gândim ceva să dezvoltăm. Aici, din păcate, guvernul de la Chișinău nu a generat un business plan sau un proiect economic. Da? Eu înțeleg că costă să dezvolți un business plan, dar în termen lung,
având un business plan, este mult mai ușor să convingi. Și trebuie să... Vă dau un exemplu concret, domnule Gonță. Anul trecut, în septembrie, am fost în Republica Moldova ca membru delegației americane al Asociației Oamenilor de Afaceri, SUA, Europa Centrală și de Est. Au fost peste 9 CEO, deci șefii și adjuncții, sau adjuncții lor, ar celor mai mari companii americane în domeniul IT, militar, tehnic, infrastructură și eu reprezentam domeniul energetic, cum am și zis. Deci, în total, cumulativ, GDP-ul, PIB-ul acestor corporații, da, era, dacă nu greșesc eu, mai mare 200 de ori decât PIB-ul Republicii Moldova. Și a fost, apropo, o vizită care în premieră, de fapt, cuvântul premieră este în vogă, eu îl utilizez, în Republica Moldova, la Chișinău. Am ajuns aici, am avut multe întrevederi planificate. Din păcate, Ministerul de Externe sau Ministrul de Externe, în ultima clipă, anulează întrevederea cu delegația respectivă. Ministerul Infrastructurii, denumirea aia lungă a Ministerului, Ministrul la fel refuză întrevederea. Spânul? Probabil dumnealui era atunci în funcție. Refuză întrevederea în ultima clipă. Și am avut întrevederi cu adjuncții săi, care au depus efort să ne reprezinte. Dar ce vreau să zic eu? A fost și întrevederi la președinție și la guvern. Dar după acea vizită, domnule Gonța, nu a avut loc niciun follow-up. Deci au fost tentative repetate, nu doar de către companie pe care eu reprezint, asistenții sau colaboratorii mei au încercat să continuă discuțiile cu reprezentanții, consilierii, secretarii de stat, da? Ai diferitor structuri din Republica Moldova și alte companii care au fost prezente la fel același lucru. Ori noi mă refer la asociația aceasta, destul de influentă la Washington, lunar avem discuții, schimb de opinii cu privire la diferite experiențe din diferite state, din zona în care noi, de care suntem responsabili, inclusiv Ucraina, Republica Moldova, Europa Centrală și de Est. Unul din partenerii, într-un domeniu în care nu vreau acum să-l menționez, a zis că I came in this country walking, I left this country running. Deci eu am venit în țara aceasta, Republica Moldova. La pas? La pas. Pas. Da. Și am plecat fugind, sau la fugă, în grabă. Da? Și din păcate, domnule Gonța, 2 luni așteptam un răspuns pe e-mail. Oricum noi putem să fim văzuți ca o țară sau cu un guvern responsabil care lucrăm cu investitorii. Da? Deci eu sunt patriot Republicii Moldova, eu vreau să dezvolt, vreau să contribui. Dar în același timp, eu cred că trebuie să vorbim despre o problemă mai mare care ține de cadre, de profesioniști, care sunt foarte puțini la momentul actual în diferite instituții. Ori vedem că multe instituții înregistrează restanțe la capitolul integrare europeană. Vedem unele și demiteri, din câte văd eu, anume din cauza că o instituție sau alta nu înregistrează suficient de rapid rezultate, nu livrează. Și eu consider că trebuie să fie un dialog mult mai mare. 2. Profesioniști, adevărați, numiți, dar ei nu sunt, au plecat sau au fost plecați pe criterii politice sau alte criterii. Soția mea, de exemplu, după ce am plecat din funcție de ministru, dumneai care are 2 masterate, 2 doctorate, cu mai multe cărți scrise, inclusiv la Sorbona, doctorat la Sorbona, nu știu dacă mai are cineva din funcționarii trecuți sau actuali astfel de studii, a depus aplicația pentru o funcție, după aia 2 funcții, la 2 instituții din Republica Moldova, a obținut punctajul maxim, dar a fost retrasă din concurs. Dumneavoastră, cred că puteți să aveți o analogie. Cu soția mea, doar pentru că o cheamă Gonța, da. Am de asta eu creat condiții să am auzit acest lucru. Și, iarăși, ce fel de criterii noi avem când numim oameni în funcții cheie, în domenii cheie, precum în domeniul meu, de exemplu, economie, în cazul dat. Și după aia, noi așteptăm ca investitorii străini să vină în Republica Moldova, să vrea să vină. Noi trebuie să depunem efort. Da? Și ca să închei operativ pe subiectul vizitei delegației americane. Da, vă rog. În cadrul discuției la președinție, și ambasadorul, apropo, american, era prezent, fiindcă dumnealui organiza, inclusiv era împreună cu delegația americană, și în cadrul prezentării mele,
despre activele pe care noi le deținem în Statele Unite și am spus despre energia regenerabilă, energia solară, pe ansamblu, sunt mai multe tipuri de proiecte. Da? Proiecte libere, pe piață liberă, proiecte pe diferite infrastructuri și proiecte în câmp. Da? Deci Greenfield Projects, pe care noi le construim parcuri fotovoltaice, da? Cum se numesc ele. Doar că noi suntem acum într-un proiect cu Pentagonul, da? Cu Departamentul American al Apărării, în Texas, nu vreau să zic foarte multe, dar în Texas este un spațiu foarte mare care aparține guvernul american pe domeniul militar. Da? Și avem un contract, de fapt, un Power Purchase Agreement, un acord de achiziție a energiei, pe care compania mea, energie regenerabilă, da? Deci noi o vom genera după finisarea la cheie a unui parc fotovoltaic. Uh-huh. Un proiect extrem de mare. Și este o practică foarte bună pentru companii de acest gen să avem astfel de garanții, fiindcă avem un contract cu statul. Da, avem 2 ani să construim parc fotovoltaic, după avem 10 ani să livrăm la anumit preț. Oricând eu am spus despre acest lucru, consilierii doamnei președinte au zis nu, acest lucru este coruptibil, nu este pentru Republica Moldova. La noi piața este liberă. Și ambasadorul american lângă mine, de fapt, a zis, stați un pic, păi noi aplicăm acest lucru în SUA, da, cu guvernul. Eu mă refer la percepția greșită, ori lipsa de percepție, lipsa de înțelegere a modului în care se trag investiții și lipsesc profesioniștii. La întrevedere era prezentă și doamna președinte sau numai consilieri? Păi, întrevederea delegației americane a avut loc cu doamna președinte. A, da, pentru că era ambasadorul american, probabil de asta a fost... Domnul ministru, la noi la TV timpul a expirat, din păcate. Și eu sunt presat, n-am voie să depășesc. Da, noi avem o șmecherie. Eu propun să încheiem la TV și rămânem pe Facebook și ulterior pe YouTube, pentru că subiecte sunt prea multe și eu nu pot rata o așa ocazie, pentru că emisiunea chiar este interesantă. Vă rog frumos, acceptați să mai stați. Noi ne-am înțeles că suntem în ceas și 10, dar vă rog să mai stați și după asta. E ok așa? Cu mare drag, sigur. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor telespectatori de la TV, eu vă mulțumesc tare frumos. Dacă doriți, treceți pe Facebook și acolo ascultați în continuare discuția noastră. Dacă nu, sau celor care nu vor, vă doresc o seară bună, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri. Așa, și noi mergem acum mai departe. Domn ministru, eu am să pun o întrebare. Iată, susținătorii Rusiei tare o să mă aplaude. Eu sunt susținătorul Ucrainei, bineînțeles. Noi vorbim, sau dumneavoastră și mulți alții vorbiți despre faptul că oamenii rușilor care sunt prin instituțiile statului de la Chișinău trebuie să identificăm, trebuie să avem grijă, trebuie să excludem. Dar de ce să nu procedăm tot așa cu oamenii americanilor și cu oamenii europenilor? De ce unii sunt buni, dar alții sunt răi? Haideți să ne imaginăm că noi suntem până pe data de 24 februarie 2021, da? Până la începerea războiului Rusiei. Deci pe timp de pace. De ce, iată, pe timp de pace rușii sunt răi, dar americani și europeni sunt buni pentru noi? Domnule Gonță, eu consider că abordarea e un pic diferită de ce ar trebui să fie. Nu este în aplicarea unor label, da? Unei stigme, că unul e rău și altul este bun. Întrebarea este cu ce scop, da? Fiindcă în mare parte se cunosc agenții de influență, da? Atât din est și din vest. Ori agent de influență este un termen destul de vag, depinde cum îl analizezi, da? Dar dacă te uiți unele ori la declarații, de fapt, care le fac unii reprezentanțe actualei guvernări, sau te uiți în CV-urile lor, unde și-au făcut studiile, da? Deci apar nu doar întrebări, dar apar și răspunsuri. Una la mână. Am dat exemplu de adunarea generală a ONU și a rezoluției pe care am promovat-o. Da? Deci, atunci au fost depuse eforturi pentru deturnarea acelei inițiative. Ori, acea inițiativă, în opinia mea, corespundea cu interesul Republicii Moldova. Corect. Just. Deci, de aici pornim. Pornim nu de la faptul că lumea este atât de interdependentă în ziua de astăzi, domnule Gonța, plus avem acces la internet zilnic, tu ești influențat cel puțin de 50 de ori ușor, de oricine pe care îl citești în diferite postări în spațiul, în social media, în spațiul online.
Dar întrebarea este cine depune efort sistemic, concentrat, concertat probabil cu unele țări din Uniunea Europeană, probabil, sau din alte state care au reprezentanți la Chișinău, care deturnează, nu vreau să spun parcursul european sau altceva, dar deturnează sau activează împotriva intereselor Republicii Moldova, împotriva dezvoltării. Eu sunt un pro-euroatlantic, da, să fie foarte clar, dar acest lucru nu trebuie să aibă loc în detrimentul relațiilor bilaterale cu alte state, inclusiv cu Federația Rusă, dar nu la ora actuală, deoarece, într-adevăr, eu consider că este un stat agresor în Ucraina, dar în acel stat sunt foarte mulți moldoveni, da, pe care trebuie să-i avem grijă de ei. Una la mână. Doi la mână. Agenți de influență străină sunt peste tot. Așa este lucrul spionajului extern, așa este lucrul diplomatic în sensul foarte, foarte larg al cuvântului. Dar anume pentru aceasta, domnule Gonță, este important să fie acea memorie instituțională, una, doi, mișcarea spre dezvoltare, modernizarea țării, prin stabilirea unor relații cu state, cu aceste state, poate tu nu ai acele interese comune pe unele subiecte, dar trebuie să ai discernământul să le utilizezi, în sensul bun al cuvântului, în favoarea ta, care să ducă beneficii ție. Pentru agricultor, pentru economie, pentru infrastructură, pentru existența Republicii Moldova ca stat, în primul rând. Da? Ori, acele persoane sau acei reprezentanți ai diferitor state, diferitor organizații, trebuie să fim capabili și profesionist să știm cum să lucrăm cu ei, ori să nu lucrăm cu ei. Noi decidem. Și aici contează nivelul maturității politice. Și ziceam că avem o clasă politică, dar eu consider că lipsește o elită politică, nu doar ideologic. Aici e și capcana pe de-o parte. Dacă ești ideologizat, da? Ca politician sau ca guvernant, atunci ești predispus la influențe externe. Când s-a încheiat perioada când Moldova a avut elite politice? Când s-a încheiat perioada aceasta? Știți, perioada trebuie să înceapă ca să fie încheiată, dar eu nu vreau să fiu arogant sau să fiu văzut ca o persoană. Sunt încă tânăr și am multe de învățat și consider că sunt oameni în Republica Moldova, inclusiv care au fost în politica Republicii Moldova în guvernările anterioare. Eu am depus efort să studiez reușitele, în opinia mea, sub modul în care eu analizez lucrurile, reușitele, nereușitele. Și faptul că am activat în diplomație și am activat în diferite state cu regimuri diferite de guvernare, statul Qatar, într-un mod anumit era, este guvernat Elveția, guvernarea directă prin referendumuri, deci power of the people, Statele Unite ale Americii, care este un sistem total unic, dar democratic, da? Îmi permite să fac o analiză. Eu consider că fiecare guvernare a avut puncte pro și contra. Știți, un alt citat, în sensul bun al cuvântului, absolutul pozitiv nu există, dar tindem spre el. Important direcția să fie corectă. Istoria ne va arăta cine a avut, cine n-a avut dreptate. V-aș ruga să faceți o favoare pentru 99,999% din telespectatorii noștri. Puteți să-mi spuneți și nouă ce înseamnă război hibrid? Pentru că nouă de câteva luni ne spune că suntem într-un război hibrid și de asta trăim prost. Că când o să oprim acest război hibrid, evident că la Rusiei, noi o să trăim frumos și bine. Ce înseamnă război hibrid? Bun. În doctrina clasică militară, conceptul de război hibrid a apărut relativ recent, a apărut în ultima fază a războiului rece, da? Între SUA și Uniunea Sovietică, atunci când a fost ajuns un, nu compromis, dar o înțelegere după criza Caraibelor, da? Deci neutilizarea armelor strategice, da? Și atunci a început cu promovarea și cu deschiderea noilor tehnologii, televiziune, presă, în sensul ziare, da? Și în ziua de astăzi influențe în social media. Deci, noi avem
soft power, hard power, da? Concepte aceste lucruri. Deci hard power este conceptul de putere hard, deci militară, palpabilă, cuantificabilă, și soft power, care se sau reprezintă o putere care se axează pe influențe mentale, sociale, culturale, da? Care influențează lucrurile. Eu nu aș cataloga, în opinia mea, nu aș cataloga război hibrid. Război în contextul Republicii Moldova și în contextul regional înseamnă un pic altceva, este mult mai grav. Eu aș cataloga aceste lucruri ca riscuri hibride. Da? Riscuri hibride. Și aici nu vreau să revin la formularea dumneavoastră foarte... întrebarea dumneavoastră exactă. Catalogăm pe unii răi, pe alții buni. Fiindcă, în esență, reflectă aceeași poziție. Provocările hibride, de fapt, reprezintă acele influențe din exterior. Da? Dar noi nu putem să ne blocăm permanent să fim într-o stare de situație excepțională, fiindcă acele provocări hibride vor continua pe tot parcursul istoric al Republicii Moldova de acum înainte. Deci nu este și nu cred că va fi vreodată, doar dacă vrea un politician să declare că nu mai avem război hibrid, nu mai sunt riscuri hibride. Da? Tragem linie, de mâine e soare și e cald și e bine pentru toți. Nu este așa. Ori acesta este o utopie, da? Categoric. Nu trebuie să fim naivi și aici eu consider că telespectatorii trebuie să înțeleagă că viața continuă. Noi trebuie să ne concentrăm pe lucruri pozitive, nu trebuie să generăm panică, organele trebuie să fie conștiente de acele riscuri hibride. Și eu consider că Republica Moldova încă nu este la acea etapă în care este capabilă să facă față tuturor riscurilor hibride. Și aici eu știu că la nivelul interoperabilității cu instituțiile euroatlantice, pe plan bilateral, se lucrează foarte mult. Dar nu cred că trebuie să catalogăm aceste concepte din punct de vedere al divizării în plan geopolitic. Tu ești pro sau contra cuiva. Domnul ministru, în anul 2009, când au venit la guvernare alianțele una după alta, sau chiar în plină campanie electorală și mai ales după, erau așa niște texte ale politicienilor, ale guvernanților de atunci, nu au venit. Noi am scos țara din izolare internațională. Doi ani în urmă, când au venit actualii, eu trăind deja un déjà vu, iar așa au scos țara din izolare internațională. Eu cam consider că în izolare internațională se află acum Rusia, Coreea de Nord se află cam dintotdeauna, un fel de Eritreea, știu că există așa stat. Cuba. Sărmanii încă suferă? Da. Sărmanii. Noi, pe bune vreodată, iată, din 91 încoace până în 2023, azi noi fiind 21... noiembrie. Noi vreodată am fost în izolare internațională, în sensul clasic, așa cum ni se zice nouă la TV, de 2 ani încoace, că datorită nouă, mulțumim ministrului de externe, domnul Popescu, mulțumim în primul rând președintele țării, că tot ne-a scos din izolarea asta internațională. Deși eu țin minte că, în fine, cam asta ar fi întrebarea generală. Deja viu dumneavoastră este și un deja viu al meu, da? Fiindcă în 2009 eram la Washington atunci, și eram în cadrul ambasadei Republicii Moldova la Washington și pot să vă comunic că și atunci erau canale de comunicare, era dialog, erau vizite bilaterale între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii. Deci, eu cred că este o exagerare când spui că ești izolat în plan extern. Exemplele care dumneavoastră le-ați adus, domnule Gonță, sunt pertinente pentru acele state. Acest lucru demonstrează că tu ești, cum ar fi, de toată lumea izolat. Nu comunici cu nimeni. Ori, eu țin minte declarația domnului ministru Popescu atunci când dumnealui a fost numit în funcție după ce am plecat eu din funcție, că, uite, până acum a fost ușile închise, noi le-am deschis. Mm-hmm. Să fie clar. Deci eu aveam deplasări la eu și colegii din Ministerul de Externe, din alte ministere, alte structuri, aveau vizite bilaterale în aproape toate statele
Uniunii Europene, în toate țările lumii. Erau vizite bilaterale ale funcționarilor și oficialilor de rang cel mai înalt la Chișinău. În contextul acesta, eu cred că e mai mult o declarație cu impact politic, bine planificat, pentru a acumula niște puncte pe plan intern, politic, dar care nu reflectă, de facto, situația reală. Dialogul nu este oprit niciodată. Ori, izolarea este atunci când, într-adevăr, țările lumii te consideră un regim autoritar, autocrat, și tu ești pus pe tușă, stai într-o parte. Republica Moldova, prin definiție, nu poate să-și permită să fie izolată. Este un risc extrem de mare, una la mână, și doi la mână, credeți-mă, nu este interesul nici partenerilor noștri din toate spațiile geografice ca Republica Moldova să fie izolată. Respectiv, întrebarea dumneavoastră poartă aspectul pur clasic, dar și politic. Eu consider că nu este o abordare în principiu corectă, este o abordare politizată. Ca politician aș înțelege de ce o faci, dar problema este, domnule Gonța, că în Republica Moldova mai sunt oameni care mai pot citi pe terenuri, care mai pot face discernământ și au această capacitate de a înțelege ce înseamnă o declarație politică și nu sunt manipulați de această declarație politică și impactul sau efectul unor astfel de declarații, discursuri, de multe ori este invers, da? Este efectul bumerangului, de fapt, da? Care nu se observă imediat, dar este reflectat în acțiuni ulterioare. Nu mă refer doar la procese electorale sau la altele, dar în același timp, în special la Chișinău, sunt foarte mulți oameni inteligenți, foarte mulți profesioniști care au fost dați la o parte, foarte mulți oameni cu caracter, cu independență, cu inteligență, în cadrul structurilor de stat, care comunică între ei, comunică în continuare cu foștii șefi, da? Inclusiv cu mine și cu ceilalți, și își exprimă de multe ori indignarea cu privire la aceste situații. Domnul ministru, nu vă supărați, vreau să vă întreb ceva despre o bârfă. Anumite canale Telegram vreo lună în urmă spuneau că până la finele acestui an, domnul Popescu pleacă din fruntea Ministerului de Externe. Nimeni nu poate explica de ce, dar ci că pleacă. Dar pentru că dumneavoastră mai comunicați cu oameni care pricep, ca să nu spunem altfel, ați auzit ceva despre asta sau tot doar pe Telegram, ați văzut și atât? În Republica Moldova, unii mai glumeau pe timpuri că bârfa e sport național, canalele Telegram și altele facilitează sau amplifică această legendă, uh-huh. Dumneavoastră deja vă voi cita. Am auzit și eu, din Canada fiind, nu pe Telegram, live de la mulți colegi, că într-adevăr această informație persistă. Unii ziceau că dumnealui va fi promovat în funcție de ambasador la Bruxelles, să fie direct responsabil de procesul de integrare europeană. Nu cunosc, nu pot afirma și nici nu pot infirma aceste zvonuri, doar că nu este foc fără fum. Fără fum. Niciodată n-am înțeles care e corect. Și acum, probabil, cea mai importantă întrebare a serii. Acest an, 2023, este anul cele mai tari declarații politice făcute de 10 ani încoace. Și acum și explic de ce 10 ani încoace. Deci, inițial ni s-a spus așa, până în anul 2030, Moldova va deveni țară cu drepturi depline a Uniunii Europene. După care băieții și-au dat seama cum pic au pasat prea tare pedala și au zis că Moldova va fi gata către 2030 pentru aderare. După care, în apropierea alegerilor, s-a insistat, totuși, în 2030 noi vom adera. Și ultima declarație vine de la doamna președinte, doamna Maia Sandu, care a fost recent la Radio Moldova și a spus următoarele. Eu cred că, în general, chiar și mai devreme de 2030, vom adera la Uniunea Europeană. Eu cred că dumneavoastră sunteți omul care nu o să vă permiteți să faceți glume pe seama acestui proces, dar sunteți omul care poate să ne spună clar că ce este real,
Și ce un pic miroase a campanie electorală? Desigur că este un iz de campanie electorală, este vădit. Orice expert în domeniul integrării europene, parcursul sau procesul de integrare, orice funcționar în cadrul Ministerului de Externe, responsabil de sectorul european și nu doar, a studiat experiența altor state. Da? Ori noi avem situația Croației, de exemplu, care din momentul depunerii cererii de aplicare pentru a deveni membru a Uniunii Europene, negocierile pe capitole, da? Și să reiterez, sunt 35 de capitole pe care eu sper că noi urmează să le inițiem, negocierea cărora va fi inițiată. Deci a fost recomandarea sau raportul de recomandare a Comisiei Europene din 8 noiembrie 2023, care recomandă Consiliului European, care se va întruni pe 14-15 decembrie anul acesta, pentru a oferi mandat de lansarea negocierilor. Doar că dacă citim atent, nu am cu mine acea recomandare a Comisiei Europene, este scrisă cu o virgulă care scrie cu, mă iertați pentru tautologie, cu respectarea condițiilor care sunt incluse. Deci cele nouă condiționalități. După acea reuniune a Consiliului European din decembrie, în luna martie, Comisia Europeană va prezenta un alt raport, un raport suplimentar cu privire la modul de realizare a acelor indicații, recomandări, condiții de către Republica Moldova. Nu doar formal, din punct de vedere al adoptării anumitor legi, adoptării unui cadru sau planuri, că sunt foarte multe planuri actualmente în Republica Moldova, sunt foarte multe grupuri de lucru. Și apropo, eu comunic intens cu unii membri ai acestor grupuri de lucru, care de multe ori nici nu înțeleg ce trebuie să facă. Deci, respectiv, pe intern trebuie ridicat nivelul percepției de ce facem și pentru ce facem și ce trebuie să facem. Dar să revenim la întrebarea dumneavoastră cu privire la șansele reale de aderare. Reiterez faptul, eu sunt pentru integrarea europeană, eu consider că este foarte bine că a fost depus cererea. Eu consider că trebuie să luăm în calcul, nu putem să nu luăm în calcul experiența României, a Croației. Croația a avut nevoie, Croația, nefiind, cum doamna președinte sau alți reprezentanți ai conducerii sau guvernării actuale de multe ori declară, cea mai săracă țară din Europa, Croația, nefiind la acea etapă, la momentul depunerii cererii de aderare, a avut nevoie de 6 ani și jumătate pentru încheierea acelor 35 de capitole de negociere, care sunt structurate, domnule Gonța, pe 6 clustere. Da? Și tradițional încep cu 4 domenii. Deci fundamentale, sistemul de drept, justiția, drepturile omului, drepturile minorităților. Deci și economie de piață. Da? Market economy, deci așa numesc ei, care corespund acelor criterii de bază, criteriile de la Copenhaga din 93 și criteriile de la Maastricht. Copenhaga ține mare parte de democrație, statul de drept, sustenabilitatea instituțiilor și reformelor aprobate, macroeconomic, iar Maastrichtul ține de criteriile de convergență macroeconomice, microeconomice. Da? Un pic de tehnic. Să revenim la perioade. Deci Croația, care a fost mult mai avansată economic, politic, din punct de vedere al reformelor, inclusiv a justiției, nu a preluat, cum preluăm noi, cazul Albaniei, care nu e tocmai cel mai potrivit în opinia mea, de fapt și în opinia multor diplomați din Ministerul de Externe și, de fapt, la Bruxelles. Nu e cel mai reușit exemplu, dar e un exemplu pe care noi îl urmăm. Deci Croația a avut nevoie de 6 ani și jumătate, după care a avut nevoie încă 2 ani și jumătate, așteptând ratificarea protocolului sau acordului final de către toate parlamentele europene. Ori, Republica Moldova, deja suntem în 2023, anul viitor, în martie, Comisia Europeană va prezenta următorul său raport. Să nu uităm, domnule Gonța, că anul următor este unul cu potențial electoral și în plan european. Mă refer la Parlamentul European. 6-9 iunie 2024 urmează să aibă loc alegerile în Parlamentul European. Și tendințele, din păcate, și o spun sincer, din păcate nu sunt tocmai pozitive pentru partidele care facilitează sau sunt în favoarea extinderii Uniunii Europene.
criza economică, financiară a gazelor, foarte mulți bani, asistență care a fost de fapt luată de la contribuabili din Uniunea Europeană, finanțările care au avut loc, care necesitau să aibă loc într-un evident, dar au generat o nemulțumire în plan intern în multe țări europene, care va fi cu siguranță reflectată în alegerile și în preferințele electorale ale votanților europeni. Deci, structura, configurația politică a Parlamentului European va suferi schimbări. Eu îmi exprim ca cetățean Republicii Moldova care dorește susținerea în continuare a Parlamentului European pentru procesul nostru de integrare europeană. Sper, dar eu trebuie să fiu și profesionist și realist. Există riscul pentru schimbarea de accente. Plus, una la mână, doi la mână, vor fi sau urmează alegeri în cel parlamentare sau prezidențiale în cel puțin 7 sau 8, dacă nu greșesc eu, 8 state membre ale Uniunii Europene, adițional celor care au avut loc recent în unele state, precum Slovacia, precum Italia, care, în opinia mea, vor avea sau vor avea un impact ulterior în deciziile care urmează să fie luate la două faze. Prima, negocierea capitolelor de către Republica Moldova. Eu sper să ajungem la această fază, dar eu sunt sigur că etapa sau timpul de negociere va dura. Și aici vreau să atenționez, domnule Gonța, nu, uneori este cazul să nu grăbești mult procesul. E ok să grăbești lansarea, începerea unor negocieri, dar trebuie să fii dur și să poți avea această aptitudine să negociezi pe toate capitolele. Sunt capitole mai ușoare pe care noi putem să le inițiem, care ține de știință, de exemplu, statistică, politică externă, în mare parte alinierea la pozițiile Uniunii Europene și coordonarea cu Bruxelles, educație, deși pe educație eu am mai multe întrebări, fiindcă sunt foarte multe întrebări în plan intern. Bunicii mei au fost profesori, eu cunosc un pic situația și, din păcate, nu e cel mai mult domeniul educației, dar urmează domenii mult mai complicate, domnule Gonță. Dezvoltarea economică, deficitul bugetar, datoria publică, infrastructura, nu doar națională, dar și regională, agricultura, domnule Gonță. Suntem noi, la momentul actual, apți de a deschide. Suntem competitivi, suficient de competitivi pentru a grăbi negocierile. Fiindcă dacă grăbești negocierile, tu în mare parte execuți indicațiile sau execuți recomandările, să fim diplomați, da? Recomandările. Dar eu cred că, în primul rând, cei care vor reprezenta Republica Moldova în aceste negocieri pe capitole, trebuie să fie foarte bine pregătiți. Ori eu am dubii că noi, la ziua de astăzi, avem acea forță motrice și acea masă critică în guvern pentru a avea niște negocieri. Și mi-e frică că nu vom face față, dar, credeți-mă, nu va fi rapid. Va dura acestea. Eu sper, dar eu nu văd real posibil și toate statele membre ale Uniunii Europene nu au avut perioada mai scurtă de 6 ani. Da? Deci mai mult au avut. Plus încă 2 ani de doi ani în cazul Croației. Da? Deci în cazul Republicii Moldova, Ucraina, că suntem la pachet la moment, Georgia urmează și sper Georgia să obțină acest statut de țară candidat. Eu cred că va avea loc acest fapt. Noi trebuie să muncim nu doar în plan politic, și în plan profesionist pe domenii. Dar acest lucru, ca să închid întrebarea, pe capitole, aici, știți cum, dați-mi o politică internă bună și eu vă asigur o politică externă de excepție. Ori, în ziua actuală, acea susținere, apropo, susținerea parcursului european, nu este susținerea, să fie foarte clar. Cum ați spus și dumneavoastră, aveți un deja vu, da? Despre deschiderea față sau deizolarea Republicii Moldova. Când ajungi într-o funcție publică, politică, și reprezinți Republica Moldova peste hotarele țării, tu ai o deschidere, tu dialoghezi cu ei. Dar e foarte grav atunci când tu încurci sau substitui susținerea a ta personală, aflându-te într-o funcție.
și susținerea unor procese sau susținerea statului Republicii Moldova. Și această substituire sau percepție greșită, de fapt, da? Nu e susținerea unor persoane, e susținerea, evident, geopolitică, dar, în același timp, noi trebuie pe intern să ne facem temele pe acasă. Eu văd foarte multe posibilități, eu știu cum se dezvoltă economia Republicii Moldova, dumneavoastră a dat exemplu de experiența mea la Organizația Mondială a Comerțului. Eu am condus cel puțin 4 comitete pe achiziții publice, pe global value chains, pe rețele globale de complectare. Da? Deci, când ai o industrie, tu o separi în diferite state. Uneori faci echipamente într-o țară, într-o altă țară faci componente, da? Și după aia le consolidezi, asamblezi într-o a treia țară. Da? Deci noi trebuie să lucrăm pe clustere economice, domnule Gonță. Și la capitolul agricultură, care acum este un subiect destul de vizibil în Republica Moldova. Eu țin minte și în 2009-2011, la fel, fermierii erau nemulțumiți și veneau. În baza criteriilor OMC, Guvernul Republicii Moldova și-a asumat, de fapt, să nu acorde subvenții la export. Dar ei nu știu sau nu vor să știe că putem acorda subvenții la producere. În baza unor criterii, un pic tehnic, deci este Amber Box, Green Box și Blue Box, care se referă la diferite situații și volumul subvențiilor. La OMC, apropo, eu am fost acel candidat din Republica Moldova, da, în cadrul alegerilor pentru funcția de președinte al acestei organizații, credeți-mă, foarte influentă, care reglementează comerțul internațional. Eu am avut discuții cu domnul Bill Gates, cu Jack Ma, de la Alibaba și așa mai departe, care de fapt discutau deja reglementări pe IT, pe economie, pe agricultură, medicină, vaccine, multe, multe alte subiecte. Și faptul că erați din Moldova a influențat faptul că ați pierdut? Știți, în plan extern, mie nu mi-au ajuns 3 voturi, dacă deschidem parantezele deja. La indicația domnului președinte Dodon, la indicația domnului prim-ministru Ion Chicu, Ministerul de Externe de atunci a fost nevoit, obligat, să blocheze, dacă vorbim așa, pe șleau, candidatura mea pentru această organizație. Și nu mi-au ajuns 3 voturi doar din cauza că Ministerul de Externe nu a stabilit aceste aranjamente bilaterale. Când promovezi o candidatură din partea Republicii Moldova la o organizație, fiecare țară mai are alți candidați pentru alte structuri internaționale. Și atunci, domnule Gonță, vii la o masă, te așezi, uite, eu susțin aici, tu mă susții acolo. Și atunci când guvernul Coreei de Sud a propus stabilirea unui aranjament bilateral prin care dânșii se obligau să susțină candidatul Republicii Moldova, Tudor Ulianovski, iar Republicii Moldova îi se cerea să susțină candidatura Coreei de Sud într-o altă structură internațională. Caz clasic în diplomație. Răspunsul nostru la indicația conducerii de atunci, domnul Chicu și Dodon, Republica Moldova va susține candidatura Coreei, virgulă, dar Republica Moldova nu solicită susținerea candidatului Republicii Moldova la acea instituție. Serios? Deci, știți, deci, întrebarea este pertinentă și eu nu sunt omul care, știți, cum se uită în urmă cu frustrare. Poate a fost și o lecție și acum sunt în businessul internațional, conduc o corporație cu active de peste 2,3 miliarde de dolari. Este o experiență destul de interesantă, deja de 4 ani și ceva. Cred că pot să o aplic în Republica Moldova. Poate a fost nevoie de acea lecție dură a vieții, da? Nu am frustrări, dar am doar lecții pe care le învăț. Dar în același timp, pentru țară, eu cred că faptul că OMC-ul ar fi avut un reprezentant din țara sa în conducerea acestei organizații, măcar Republica Moldova și alte 164 state sunt membre. Credeți-mă, ar fi fost mult. E bine, nu puteam să reprezint Republica Moldova, dar indirect ar fi fost beneficii. Da, bineînțeles. Și aici mi-amintește de zicala aia veche, uite, cu cea unul ăsta. Da, care... da. Așa. Despre noi. Din păcate, în loc, apropo, eu tot timpul văd ceva constructiv. Ca fiind șahist, eu planific cu 4, 5, uneori 6 pași înainte. Este mult mai strategică abordarea în care, de exemplu, multe state așa și fac, țările, China, America, altele.
identifică potențiali candidați care au 3-5 ani de experiență în diferite structuri guvernamentale ca potențial candidați ai Republicii Moldova sau ai țărilor respective în aceste organizații. Ei cresc 5-7 ani strategic și depun efort pentru plasarea propriilor conaționali în aceste instituții internaționale cu scopul de a obține dividende în termen lung. Și credeți-mă, ei le obțin. Prin canale diplomatice, prin canale personale și multe alte chestiuni, dumneavoastră foarte bine le înțelegeți. Din păcate, în cadrul Republicii Moldova, acest lucru, nu știu de ce, nu este posibil. Dacă nu ești în sistem sau dacă ești prea... Deci eu am fost cel mai tânăr ministru de externe al Republicii Moldova. Eu am fost cel mai tânăr ministru de externe în spațiul euroasiatic, la ziua aia, cu excepția Sebastian Kurz, care deja era cancelar al Austriei. Da? Yeah. Deci nu era ministru de externe. Și din păcate, pe foarte mulți atunci i-a deranjat acest fapt. Ori eu cred că generația noastră, a dumneavoastră, a mea, da, sunt foarte mulți colegi capabili, care noi trebuie să-i oferim acea oportunitate. Ei nu sunt copii, nu sunt infantili, au capacități, noi trebuie să-i plasăm. Și dacă eu eram, de exemplu, președintele Republicii Moldova pe atunci, chiar dacă nu îmi place un candidat sau altul, e de Republica Moldova, candidează la așa o funcție internațională, eu l-aș fi apropiat, l-aș fi promovat și după aia aș fi avut beneficii pentru țara mea. Fiindcă, dacă întoarci în întrebarea dumneavoastră, răi buni, nu contează. Dacă aduce beneficiul țării, eu cred că toți trebuie susținuți. Mai recent a fost un alt exemplu, nu vreau mult să monopolizez discuția, dar am fost candidatul pentru conducerea Comisiei Economice pentru Europa la ONU. Fiind primul pe listă după concurs, Ministerul de Externe a transmis o notă verbală la ONU, la Comisia de Selecție, prin care a spus că nu susține candidatura mea la această organizație. Ai noștri contra dumneavoastră? Da. Și actuali, adică? Da. Eu am înțeles că erau băieți răi, ăștia că sunt buni, ăștia de ce fac așa? Probabil că consideră că toți care au fost până la ei au fost răi. Și, din păcate, domnule Gonță... Stați un pic, dar poate e vorba... Stați, da? Uitați-vă. Foștii și actuali împotriva dumneavoastră, poate răuind dumneavoastră? Probabil. Dacă noi nu dorim dezvoltarea Republicii Moldova, dacă noi nu dorim sau dorim să rămânem la acel nivel, da? E ok. Dar dacă vrem să susținem, eu doar aduc exemplu. Dar credeți-mă, eu cunosc și multe alte exemple de experți, da? Profesioniști, tehnocrați, de fapt, da? Eu am fost tehnocrat. Eu am lucrat în sistem. Da? Am studiat, am muncit, am trecut fiecare etapă, ca și mulți alții, de fapt. Nu doar eu sunt diferit, toți sunt. Sunt potențiali care au avut aceleași obstacole. Da, poate n-au ajuns la așa un nivel. Da, mă refer de ministrul de externe, după care poți să, într-adevăr, să mizezi pe o funcție de conducere cu impact global și pentru Republica Moldova. Aici, din păcate, se activează factorul moldovenesc, care nu face față. Și de aia, ca să revin eu, Republica Moldova are nevoie de acei profesioniști, de acei lideri care pot face niște calcule, face abstracție la faptul că, uite, ăsta a fost până la mine, iar eu sunt acum și gata, tot ce a fost rău, tot ce a fost până la el, e rău. Dar, din păcate, dacă ne uităm pur la fapte, mie îmi place să analizez, v-am zis că îmi place să analizez rapoarte statistici și indicatori de performanță. Dacă e să spunem că a fost rău înainte, atunci de ce ei declară că deschiderea ambasadei în India este un succes? Eu am deschis ambasada în India. Am fost criticat atunci, dar eu mi-am asumat acest risc. Doi la mână, rapid. Vă rog. Doi la mână. Semnarea acordului de liber schimb cu țările EFTA. Eu l-am inițiat, eu l-am negociat. Ei doar l-au semnat. Eu nu critic, eu mă bucur că a fost semnat acest lucru. A fost dus până la capăt. Dar nu... Deci sunt duble standarde în cazul dat. Da? Ori tu te mulțumești și crezi că dacă stai pe scaunul acesta, te identifici cu funcție și consideri că ziua de mâine nu există. De asta și-am zis, istoria ne va judeca, ne va evalua pe toți la justa valoare. Domnul ministru, eu mai am foarte multe întrebări. Eu îmi dau seama că dumneavoastră nu puteți ca diplomat să răspundeți blitz interviu, dar vă rog. Iată, dumneavoastră ați vorbit că noi suntem la pachet cu Ucraina și probabil va fi și cu Georgia. Dacă, cinstit, n-ar fi totuși
cu tot respectul și dragostea față de poporul ucrainean, în avantajul Moldovei să mergem separat? Noi suntem pregătiți pentru a merge separat? Nu. Atunci, noi utilizăm, de fapt, contextul geopolitic, de fapt, situația în Ucraina, din păcate, pe sângele ucrainesc, ucrainean, noi am depus cererea de aderare, care a fost colacul de salvare, de fapt, în opinia mea, actuale guvernări. Da? Ori, acum, dacă noi suntem pregătiți, eu cred că noi trebuie să depunem. Dar întrebarea este dacă suntem pregătiți. Eu sper ca noi să fim pregătiți cât mai rapid. Decizia, evident, este una politică sau geopolitică la Bruxelles. Pentru dumneavoastră este absolut clar că noi primim undă verde în decembrie. Pentru că doamna Ursula von der Leyen nu poate să iasă așa din capul ei și să zică eu recomand și acolo în decembrie se spune că nu acceptăm recomandarea dumneavoastră. E deja stabilit? Eu... Credeți dumneavoastră? Nimic nu este stabilit până nu are loc. Da? Deci, până nu se votează, până nu se vede decizia, nu se semnează, nu are loc. Operativ. Eu comunic cu ministrul de externe mai multor state europene. Toți au confirmat că vor susține. Da? Consiliul European e acel organ suprem, cum ar fi, da? Liderii de state și de guverne, de fapt. Eu nu am auzit ca o țară să-și exprime rezerve cu privire la decizii favorabile pentru Republica Moldova în decembrie pentru acordarea acelui mandat de lansarea negocierilor. Eu sper ca răspunsul să fie pozitiv. Nu am o altă informație. Ultima discuție am avut-o recent cu domnul ministru de externe Peter Szijjártó din Ungaria, cu care mențin legătură, cu care am mai jucat și fotbal anterior, și dânsul la fel a reiterat. Recent avem vizitele președinților Austriei și Slovacii, Slovenii, la Chișinău, care același lucru l-au reiterat. Eu sper și pledez pentru susținerea Republicii Moldova și contez, nu văd la moment motive de îngrijorare. Unicul motiv este viteza de implementare a acelor recomandări și luăm în calcul că, de fapt, acum este un credit de încredere, da? Se dă un mandat cu acele condiții. Domnul ministru, pe 15 decembrie, asta e zi de vineri, eu îmi imaginez deja ce va fi la Chișinău. Deci acolo vor da undă verde. Președintele, premierul și șeful Parlamentului, sau doar președintele, va organiza conferință de presă și va striga ura de 3 ori, tovarăș, ura. Asta înseamnă că 16 decembrie o să înceapă să vină camazuri cu euro la Chișinău, cu proiecte de infrastructură, autobani, deci nu știu ce vreți, aeroport în centrul Chișinăului și parcare subterană în Piața Marelor Naționale? Sau nu e chiar așa cum vom fi, nu mințiți, dar cum se va spune la TV pe 15 decembrie seara? Sigur că va fi o bună noutate pentru toți, evident, da? Dar în același timp suntem conștienți, trebuie să fim conștienți că e doar o etapă într-un lung proces și anevoios. Și o etapă relativ ușoară datorită conjuncturii geopolitice, da? Evident că a doua zi oamenii nu vor simți mai mulți bani în buzunar, mai multă infrastructură, profesorii nu vor vedea mai mare salariu, ministrii au văzut, ei n-au văzut deocamdată, au avut niște adausuri, eu consider că profesorii trebuie să aibă mai mare salariu. De acord. Dar eu pledez pentru acest lucru, sper să fie pozitiv, aș dori să nu fie extrem de politizat acest subiect. Noi n-are cum. Deoarece multă populație din Republica Moldova din Chișinău vede lucrurile reale. Eu cred că ar fi mult mai constructiv și mai corect să discutăm care sunt pașii următori. Nu doar la capitolul procesului de negociere, dar capitolul ce planificăm noi în Republica Moldova să modificăm, să modernizăm. Asta ar fi abordarea corectă. Mai este o nouă ipoteză care se lansează în Chișinău de către guvernanți. Mai întâi se integrează în Europeană malul drept și după asta și malul stâng, adică regiunea transnistreană. De unde așa idei? Asta nu e trădare de patrie. Eu consider că este imposibilă aderarea, pe cât aș vrea eu, da? La Uniunea Europeană. Eu cred că Republica Moldova, în baza Constituției, este un stat unitar, este independent, suveran, integru. Regiunea Transnistriană face parte din Republica Moldova, este o parte componentă a Republicii Moldova și eu cred că
nu ar fi corect de spus că ne integrăm fără Transnistria. Evident, la ziua actuală, agenții economici din Transnistria beneficiază de toate drepturile pe baza acordurilor comerciale cu Uniunea Europeană. Eu cred că ideea de a obține acele beneficii de pe urma lansării negociere pe capitole, da, este una bună, doar cu regiunea transnistriană. Și eu cred că aici este un pic riscant să se manipuleze acea idee de integrare fără regiunea transnistriană. Domnul ministru, dumneavoastră ați vorbit despre vizita la Qatar, în Qatar, da? Cu premierul Filat. Dar noi recent am mai avut o vizită în Qatar. Doamna Gavriliță, da. Dar noi n-am văzut nicio declarație a guvernului Gavriliță și a guvernului din Qatar cu privire la faptul că noi avem, cei din Qatar, avem proiectul investițional în Moldova. Pentru că am impresia la câți bani au ăștia din Qatar, ăștia poate să ne ia la pachet. Nu că doar cu tot cu malul stâng și drept, dar încă și încă bucăți, Doamne iartă-mă. De ce nimic? Noi ce căutăm acolo? Atunci am fost la 10 ani distanță, iar am fost și iarăși pauză. Pozele e adevărat, pozele au fost reușite pe Facebook. Dar eu cred că e timpul deja moldovenii să mai iasă din Facebook-ul ăsta odată și odată, să revenim la realitate. Domnule Gonță, dumneavoastră atingeți un subiect extrem de sensibil pentru mine personal, deoarece eu am fost acel diplomat, de fapt, care am deschis ambasada Republicii Moldova în Qatar, la Doha. Am negociat în premieră pe atunci, cuvântul premieră este în vogă, dar reiterez că, într-adevăr, a fost o premieră în care am reușit să conving statul Qatar să ne ofere asistență financiară deplină pentru deschiderea acelei ambasade. Deci, guvernul sau cetățenii Republicii Moldova nu au cheltuit niciun leu pentru deschiderea acelei ambasade. Atunci când am fost eu în misiunea la Doha, în Qatar, am fost prima misiune diplomatică a Republicii Moldova într-un stat arab. Am fost nevoit, de fapt, să relaționez cu qatarienii, care au un stil total deosebit de negociere, axat pe relațiile personale, după care, după 3-4 întrevederi, dacă treci filtrele lor de evaluare personală, ești acceptat să discuți cât de cât la egal, având în vedere discrepanța enormă între PIB-ul Republicii Moldova și PIB-ul statului Qatar. În 2013 eram la Doha, când a avut loc tranziția puterii la Doha. Deci tatăl emir a abdicat și i-a oferit dreptul feciorului său, din familia Al Thani, să ia funcție de emir al Qatarului. Și atunci când, domnule Gonță, mi-amintesc exact, în patul prezidențial al emirului, noul emir, tânărul emir, dintr-un an cu mine, de fapt, și de o înălțime cu mine, salutat toți ambasadorii acreditați la Doha. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Și când am văzut pe mine aceeași înălțime, assalamu alaikum. Și întreabă de asistentul său și de ministrul de externe care era în partea stângă, întreabă, cine este asta? De Republica Moldova. Și el, ce înseamnă Republica Moldova? Și eu îi zic, e un stat mic în Europa. În limba arabă i-am zis că deja învățam insistent și foarte activ limba arabă, fiindcă altfel nu poți intra în discuții consistente și a obține avantaje economice pentru Republica Moldova, plus că chiar eram pasionat de cultura lor și trebuia să le respect pentru acest lucru. Și el zice, două țări mici, Ethnin Baladen, doi oameni mari, Ethnin Kabir Rjalan, doi oameni mari, și trebuie să fim prieteni. Și ei își ating obrazul și a atins obrazul de 3 ori cu mine aici. După care, domnule Gonța, aveam deschidere la orice minister, fiindcă a fost și în presa locală, Gulf Times, acea apropiere între state. Ori emirul Qatarul la acea oră și la ora actuală, apropo, este unul dintre cei mai mari lideri ai lumii care dirigează sume enorme de bani. QIA, Qatar Investment Authority. Și aici revenim la, din păcate, o abordare, în opinia mea, miopică, limitată, a
guvernării noastre, din păcate, care vede doar Qatarul ca un mod, nu știu, turism sau pentru alte plăceri sau discuții, dar nu îl vede ca un investor. Eu am convins qatarienții deschide ambasada la Doha, la Chișinău, mă iertați. A fost o pauză, nimeni nu dorea să discute cu ei. Și ca să închid rapid, de fapt eu nu pot rapid, dar încerc, da? Din păcate, noi nici până în prezent nu am prezentat nici un business plan, nici un proiect de fezabilitate pentru niciun activ din Republica Moldova care ar beneficia de pe urma investiției qatariene în Republica Moldova. Și eu cred că acest lucru, din păcate, nu este valorificat. Avem nevoie de ei doar atunci când ne ajută să evacuăm moldoveni din fâșia Gaza, deoarece în Qatar sunt mai multe reprezentanțe ai diferitor structuri, să nu le zic teroriste, structuri de diferit mod la Doha, care oferă acel bunele oficii, good offices pentru negocieri. Acest lucru se cunoaște. Doar atunci avem nevoie de ei. Da? Dar noi nu valorificăm potențialul lor investițional. Ori ei au dorit să-l ofere. Și au dorit. Pentru că eu am acel lucru l-am facilitat. Când a fost vizita domnului prim-ministru Vlad Filat la Doha. Emirul qatarian a întrebat cu ce pot să vă ajut. Că atunci când tu ai, conform cutumei qatariene, când tu ai o întrevedere, dacă el acceptă întrevederea cu tine, prin definiție se are în vedere că dânsul deja ab initio, adică din start, a agreat ideea că îți va da ceva, deci va investi ceva, da? Va aloca o sumă de bani din volumul mare pe care el administrează pentru Republica Moldova. Dar trebuie să știi cum trebuie să o prezinți. Nu să o ceri, dar să o prezinți. Din păcate, noi am răspuns că Republica Moldova se respectă drepturile omului, reforma justiției și multe alte chestiuni. Ori această abordare nu reflectă poziția unui stat care se află într-o altă zonă geografică, care nu cunoaște specificul democrației europene, să spunem noi așa, da? Deci este într-o altă zonă. Trebuie să fie o discuție respectuoasă, axată pe business-ul în sensul bun al cuvântului, da? Atunci când tu lucrezi pentru atragerea investițiilor. Tu trebuie să știi cum să comunici cu fondurile de investiții, cu oamenii care administrează miliarde, nu unul, dar sute de miliarde de dolari. Credeți-mă, Germania, țările europene, de mult negociază, nu doar financiar, gazele. Eu am fost primul care am propus, de fapt, importul de LNG, de gaze, din zona aia. Prin Bosfor, prin Dardanele, da? Prin containerele care trebuiau să meargă cu acceptul Turciei în Marea Neagră. Doar a fost nevoie de o solicitare din partea Guvernului Republicii Moldova. Mai recent a avut loc, anul trecut, dacă nu greșesc, vizita doamnei prim-ministru, pe atunci Gavriliță. Din păcate, nu știu cum a fost pregătită vizita, nu cunosc, doar știu că emirul Qatarului nu a acceptat întrevederea bilaterală cu prim-ministrul Republicii Moldova. Fac abstracții la numele, da? Dar acesta este un semnal, da? Este un forum, ok, dar s-a văzut cu alți președinți, cu alți șefi de state. Ori noi nu știm cum să pregătim o astfel de vizită, iarăși profesionist, ori noi nu avem idei de ce nu trebuie să ne vedem cu ei, da? Deci, Qatar, Emiratele Arabe Unite, da? A durat foarte mult timp pentru noi să liberalizăm regimul de vize cu Qatarul, cu acest stat. Ceea ce răspunsul era de ce nu, eu puneam, răspunsul era nu că este prezent risc sporit pentru imigrație ilegală, pentru refugiați. Și eu zic, PIB-ul pe capul de locuitor în Qatar e cel mare din lume. Ei nu vin pentru a pleca în Europa. Ei zboară direct la Londra cu avioane private. Scopul, e ironic, domnule Gonța, dar atunci când tu o vezi în mod direct, poate când nu cunoști, faci abstracție, da? E ok, ești agnostic, cum zic canadienii. Dar când tu ai văzut aceste posibilități, aceste ratate posibilități care nu s-au reușit și până în prezent nu se conștientizează, noi trebuie să generăm business planul, proiecte de investiții. Noi trebuie să pregătim diplomația economică pe care eu am creat-o la Ministerul de Externe. Avem un plan. Am creat institut diplomatic la Ministerul de Externe cu scopul de a instrui, da? Și de a acorda acea asistență ca noi să știm cum să lucrăm pe atragerea investițiilor.
Din păcate, nu se valorifică domnule Gonță. În Emiratele Arabe Unite, până în prezent, nu este ambasador. Ori Qatarul, de rând cu Emiratele Arabe Unite, au potențial financiar. Și credeți-mă, România, președintele României a fost acolo. Acum, recent, președintele României efectuează o vizită în Africa, un tur. Ori eu, când am propus deschiderea unei ambasade în Africa, multul lume zice, pentru ce? Cheltuim banii. India, cheltuim banii. Ori acum, fâșia Gaza, Egipt, o poftim, e Africa, e Nordul Africii. Deci, trebuie să gândim un pic strategic. Sau măcar un pic să gândim, domnule ministru. Sau să preluăm, uitați-vă, deci, sunt mai multe etape, da? Noi încercăm să le parcurgem 1, 2, 3, 4, pe când alte state deja sunt la punctul 10. Noi, ar fi bine să studiem aceste exemple, da? Țările europene de mult negociază cu China, în pofida oricăror conflicte în China-SUA. Americanii lucrează cu chinezii foarte bine. Africa, europenii sunt în Africa pentru litiu, nichel, care este principala sursă pentru bateriile de stocare energiei, principala sursă pentru bateriile pentru mașini electrice, principala sursă pentru energie verde. Botswana, eu urmează să merg în țara aceea ca să discutăm pentru proiecte energetice, e cea mai mare mină de litiu și nichel din lume, pentru care luptă la toate țările lumii. La Chișinău se cunoaște acest lucru. Nu insist să se cunoască, poate nu este cazul, dar poate ar fi cazul să ne extindem un pic abordarea în plan extern prin prisma pur economică, fiindcă Moldova avea beneficii. Noi trebuie să pregătim Republica Moldova pentru a fi capabil să fim acceptați în Uniunea Europeană. Fiindcă atunci vom avea obligația de a contribui financiar la bugetul Uniunii Europene. Și în acest proces noi trebuie să fim siguri că vor mai fi oameni în Republica Moldova, companiile vor rezista acestui proces. Sunt multe subiecte, eu pot să continui, fiindcă sunt foarte multe idei. Chiar foarte multe. Că veni vorba despre Doha, eu am un prieten care, dacă n-am să vă întreb următoarea întrebare, n-am să vă pun, el nu o să mă ierte. Deci, în acea vizită a premierului Filat, din delegație a făcut parte și doamna Maia Sandu, care pe atunci era ministrul educației. Peste ani au apărut niște legende la Chișinău, precum că delegația moldovenească a zburat cu aeronava lui Ilan Șor. Iar de la Doha au zburat spre Bruxelles doar o parte a delegației. Deci cine și cu cine a zburat, domnule ministru, și cine totuși a urcat în avionul domnului Șor? Ce pot să vă spun eu, fără legende, ce am văzut eu? Deci, până a avea loc acea vizită la Doha, pe care eu am pregătit-o și am organizat-o, eu și un coleg al meu de la Ministerul de Externe am fost în echipa premergătoare. Deci, detașați cu 10 zile sau cu 7 zile până la această vizită, la Doha, pentru a pregăti cortegiul. Apropo, cortegiul a fost cel mai mare care a fost posibil, 23 de mașini S-Class pentru Republica Moldova, dacă sincer, datorită faptului că am avut o percepție personală cu șeful protocolului catarian. Piciorul său a decedat într-un accident rutier cu 4 zile până la discuția mea cu el. Și când m-a văzut pe mine, eu deja un pic arabă o știam, a început să discutăm și zice că îmi amintește feciorul meu. Și deci a avut o relație pur personală, da? Sinceră, nu manipulatoare, diplomatică. Chiar a fost un contact foarte bun și dânsul a depus efort. Noi eram, eu cu colegul meu de la Ministerul de Externe, deja eram la Doha, pregăteam vizita și într-adevăr, ceea ce pot spune eu, a fost un avion privat, charter, care a aterizat la Doha și tot avion charter care a zburat mai departe. Inclusiv delegația care a fost prezentă, includea și mai multă lume pe atunci, mai mulți consilieri prezidențiali, prim-ministru și ministrul educației. Iată și am pus capăt acestei legende, care deja nu e legendă, dar e adevărat. Domn ministru, haideți acasă. Mai planificăm o altă. Vă rog, data viitoare când reveniți, iată întrebarea cea mai importantă a serii pentru dumneavoastră. Ascultându-vă pe viu, CV-ul pe care îl aveți, activitatea, ideile pe care le aveți, spuneți-ne, vă rog, ce trebuie să se întâmple la Chișinău ca dumneavoastră să spuneți partenerilor și fraților din Canada că, băieți, eu vă iubesc, dar mă duc revin în țara mea ca să pun umărul, să muncesc, să-mi dezvolt propriul meu stat, nu doar propria carieră personală, care e pe business, nu pe politică,
nu doar să-mi asigur familia cu un venit mai mult decât decent. Ce trebuie să întâmple la Chișinău? Domnule Gonța, știți, eu sunt adeptul situației atunci când cea mai bună surpriză, e atunci când tu o pregătești personal. Acum eu sunt în spațiu corporativ internațional, într-adevăr, cu scopul de a acumula experiență pe economie, pe business, pe fonduri de investiții, pe dezvoltarea țării și a business-ului, inclusiv pentru a asigura un viitor mai bun pentru copiii mei, cinstit, onest. Eu în viața mea nu am furat, nu am semnat niciun document ilegal, sunt și jurist, sunt foarte atent la acest subiect. Vârsta încă îmi permite să mă ocup de partea internațională, de business personal, pentru a asigura un trai decent, cum spuneți dumneavoastră, pentru copiii mei. Am 3 copii. Slii sănătoși. Mulțumim. Și în același timp, atunci când va fi cazul sau atunci când va fi momentul să revin la Chișinău, în Republica Moldova, eu să am suficientă proprie independență financiară pentru a nu fi influențat de către diversi factori extern sau pe interior financiar și să pot să mă îndrept la oameni atunci când vin cu anumite inițiative sau proiecte. Și în același timp consider că acel moment deocamdată nu a venit să revin la Chișinău. Sunt foarte multe proiecte de dezvoltare pe energie regenerabilă, baterii de stocare, 4 miliarde și jumătate. Urmează să implementăm în următorii 2 ani, inclusiv cu susținerea financiară a Băncii Centrale Europene. Și deocamdată sunt concentrat pe acest domeniu. Sper să pot realiza proiecte similare în Republica Moldova, în România urmează. Iar la Chișinău voi veni atunci când voi fi pregătit, din toate punctele de vedere, și desigur că cred că acest lucru va avea loc. Așteptând cu nerăbdare acea zi, eu vă mulțumesc, domnul ministru, tare frumos pentru faptul că ați fost anul la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio cu prima noastră ocazie. Mersi mult pentru invitație, domnule Gonța, apreciez mult. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a Patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.